Diana Andone, sunt directorul Centrului de e-learning din Universitatea Politehnică din Timișoara. Predau discipline legate de web, deci de tehnologii web în principal, dar activitatea mea principală este în zona de educație digitală, unde de 20 de ani nu fac nimic altceva decât cercetare și dezvoltare pe zona de educație digitală și din această perspectivă am să vă vorbesc astăzi sau am să încerc să facilitez cât se poate de mult din acest ghid. Experiența mea în mediul preuniversitar nu este foarte vastă, în afară de faptul că am derulat mai multe sesiuni de training și am contact cu ei. Nu sunt un pedagog format în învățământul preuniversitar, deci îmi cer în avans scuze dacă sunt chestiuni care poate nu se vor potrivi sau care voi încerca să vă ajut cât se poate de mult dintr-o altă perspectivă, văzând cumva lucrurile poate din exterior. În primul rând, câteva reguli, să zicem, la acest webinar. Am să vă rog foarte mult să stați cu microfonul pe mut până în momentul în care puteți să spuneți ceva sau doriți să spuneți ceva și noi vom avea foarte multe momente în care vom dori să putem să colaborați și să ne comunicați din experiența dumneavoastră, fiindcă acesta este, cum noi zicem, un webinar de formare, colaborare, nu de instruire într-un sens clasic al cuvântului. Acesta este primul lucru care vă rog. Al doilea lucru este ca să puteți să vedeți care sunt participanții și să vă puteți vedea și pe dumneavoastră dacă sunteți pe listă. Al treilea buton din bara de jos, dacă sunteți pe interfață de pe calculator sau de pe laptop, dacă sunteți de pe interfață mobilă, s-ar putea să fie un pic diferit depinde de tipul de mobil al dumneavoastră, este participanți. Dacă faceți click pe acel buton, veți putea să vedeți că aveți o listă de participanți în dreptul numelui dumneavoastră, dacă numele nu este corect. În principiu este numele cu care dumneavoastră v-ați înscris și v-ați înregistrat la acest webinar. Puteți să-l redenumiți făcând click pe rename, care apare în dreptul numelui dumneavoastră. Sub această fereastră de participanți aveți o fereastră, să zicem așa, o bandă de niște butoane, care este inclusiv un buton de raise hand, deci de a ridica mâna, pe care vă rog să folosiți dacă aveți întrebări în timp ce, să zicem, unul dintre noi trei vorbește sau prezintă anumite lucruri, dar puteți să-l folosiți și în alte momente. Ce vă rugăm este că atunci când unul dintre colegi vorbește, deci dintre dumneavoastră, să aveți răbdare să termine și după aceea să încercați să interveniți, să nu să păstrăm oarecare continuitatea discursului. Aveți de asemenea și două butoane de yes, no și de mai încet și mai repede, pe care de asemenea puteți să le folosiți. Butoanele de yes, no o să vă întrebăm și noi câteva lucruri și atunci eventual o să puteți să le folosiți din nou dumneavoastră. Puteți să comunicați cu noi prin chat. Butonul imediat în bara de jos este cel de chat, unde am să vă rog să faceți click pe el și să-l utilizați. Ca să puteți să ne scrieți atât tuturor, cât și unuia dintre noi, să zicem, în mod particular. Sunt convinsă că cunoașteți platforma Zoom în care facem acest webinar, dar am considerat că e necesar să vă facem cât de cât un instructaj așa minim. Această întâlnire este înregistrată. Noi, în principiu, încercăm să o înregistrăm fără informațiile dumneavoastră. Ea oricum nu va fi disponibilă decât participanților la acest webinar, cu excepția că există cineva dintre dumneavoastră care nu dorește să-i apară nici numele, nici fața sau așa ceva, atunci vă rugăm să vă închideți camera și să vă limitați, cum să zic, intervențiile ca să nu puteți să apăreți. El nu va fi un webinar public, nu este transmis nici pe Facebook, pe nimic altceva. Este un webinar în care se discută în principiu cu cei care sunt directori de licee din mediul urban mare, cum a fost el denumit, fiindcă este al treilea webinar sau seminar de formare, cum l-am numit noi. Primul a fost vineri, când a fost cu mediul neurban, adică mediul zonele, localitățile mai mici și mediul rural. După aceea a fost unul realizat cu învățământul primar și gimnazial, iar acum este dedicat liceelor. Bineînțeles că dacă sunt licee care au și învățământ primar și gimnazial,
situațiile pot să fie diverse. De aceea, prima mea rugăminte este dacă este cineva care nu este și nu are licee, adică nu are activitate de liceu în subordine, vine din alt tip de învățământ și participă la acest webinar, fiindcă nu a putut să participe la celelalte sau așa ceva, puteți să ne scrieți acest lucru în chat, ca noi să-l putem nota, să putem să avem numele dumneavoastră, ca să vă putem trimite link-urile și informațiile care au fost discutate și la webinarile anterioare, la cel care vă va interesa pe dumneavoastră, fiindcă noi le vom distribui în principiu înregistrarea aceasta doar participanților de la acest webinar. Deoarece, da, am văzut deja prima întrebare, dacă se eliberează adeverință de participare, am să vă spun imediat ce tip de adeverință de participare veți primi, dar până când eu vă spun acest lucru, vreau să vă dau prima sarcină care o veți avea de realizat, este că noi, fiindcă dorim să creăm o comunitate de colaborare, fiindcă acest lucru este, să zicem, cel mai important lucru pe care îl putem face și pe care dumneavoastră îl puteți face, să colaborați cât mai mult, am să vă rog, în chat am să pun acum un link, unde există un document, un fișier XLS în Google Drive, în care am să vă rog doar două lucruri. Primul este, dacă nu scrie în dreptul numelui dumneavoastră de la ce liceu, școală sunteți sau ce organizație, dacă este alt tip de organizație, vă rog foarte mult să vă scrieți acest lucru, fiindcă aceste informații nouă ne sunt utile. Acest webinar este realizat de către Platforma Anticovid împreună cu Universitatea Politehnică din Timișoara și împreună cu Inspectoratul Școlar Județean și cu atât mai mult cu cât doriți adeverință de participare și tot noi suntem obligați să știm de la ce instituție sunteți dumneavoastră. De asemenea, fiindcă dorim să creăm această comunitate în care să puteți să colaborați, dacă doriți să vă distribuiți adresa de e-mail, adică colegii care participă la acest webinar să știe cum să ia legătura cu dumneavoastră, căci poate au interese comune sau sunt din aceeași zonă sau etc., atunci vă rugăm să vă scrieți adresa de e-mail. Dacă nu doriți acest lucru, puteți să nu o faceți. Vă spuneți să nu o scrieți, nu este niciun fel de problemă. Ce solicităm aceasta exact pentru această idee de comunitate și nu este o activitate absolut deloc obligatorie. Aș vrea să știu dacă există probleme în primul și în primul rând cu accesul la acest document. Văd că este foarte multă lume online, cam peste 20 de persoane undeva pe acolo sunt acum pe acest fișier. Puteți să vă duceți cu scroll în jos să vă căutați pe fiecare dintre dumneavoastră și să vă scrieți, cum am spus, numele și dacă e greșit ceva la numele dumneavoastră, fiindcă acesta va fi numele pe care veți primi și certificatul și de asemenea să vă scrieți instituția din care faceți parte și cum îi spune, adresa de e-mail dacă o doriți și dacă doriți o altă poziție decât cea pe care o avem înscrisă. Tot în același context de, să zicem, de discuții legate de acest webinar și aceste informații, am avea, să zicem, poate câteva întrebări la început. În primul și în primul rând, prima întrebare este dacă ați putut să vi l-am trimis și prin e-mail-ul de confirmare la acest webinar, dacă ați reușit să vă uitați peste ghid și dacă sunt primele observații sau primele comentarii legate de ghid, de matrice, de propunerile și de ideile noastre de orar. Mai întâi să vedem cine nu s-a uitat deloc pe ghid, poate să voteze cu no. Acolo sunt lista de participanți din platforma Zoom, deci nu de pe Drive. Și dacă cineva dorește să intervină. Toată lumea este ok? Toată lumea a accesat? Două persoane văd că zic că nu au accesat ghidul până acum.
Care sunt așteptările dumneavoastră? Haideți să vedem așa. Ce ați dorit dumneavoastră în special să aflați în acest webinar? Ca să vedem cum vom putea să ne distribuim. Noi ne-am gândit la trei aspecte pe care dorim să le discutăm în profunzime, dar să încercăm să vedem și să fim cât mai colaborativi. Veți avea un fel completat un chestionar de feedback, da? Veți avea de completat un chestionar de feedback, citesc informațiile din chat și încerc să răspund în timp real la ele. Dar dacă vă regăsiți în listă, este suficient și ați participat aici, noi facem o înregistrare care vă prinde și numele dumneavoastră fără probleme. Dar e suficient să primiți acest lucru pentru adeverință. Feedback-ul nu este obligatoriu pentru primirea de adeverință. Este indicat, fiindcă ne ajută pe noi, în primul rând, să înțelegem care vă sunt nevoile și cum am putea să vă ajutăm mai mult în viitor sau să colaborăm pe mai mult în viitor. Nu-mi place să întreb direct așa o persoană, dar haideți să vedem. Am văzut că sunt persoane din București, de exemplu. Noi ne bucurăm că participați din București. Ne-am gândit aceste seminarii de formare, recunoaște mai mult pentru județul Timiș. Sunt foarte curioasă care este motivația pentru care ați venit la acest webinar. Ce vă așteptați de la acest webinar? Era o doamnă din București, doamna Ruxandra Radu. Bine, văd, da. Cum v-am întrebat direct, îmi displace să fac de obicei acest lucru, dar acum, fiindcă sunt chiar curioasă. Să primiți lămuriri. Ok, nu puteți vorbi, doar să scrieți. Foarte bine, nu e nicio problemă. Mi se mai întâmplă și mie să fiu un webinar în care nu pot să vorbesc, că sunt într-un spațiu unde nu pot să vorbesc, nicio problemă. Să primiți lămuriri. Altcineva. Bună ziua! Bună ziua! Sunt din Constanța. Eu am primit link-ul de la doamna mentor Laura Popa, de la ROSE, din proiectul ROSE. Astăzi am aflat la școală că vom intra în scenariul verde, în orașul Constanța. Acum câteva zile la Consiliu ni s-a spus și chiar am primit listele cu elevii împărțiți în două grupe, că vom merge pe jumătate fizic la școală, jumătate acasă, nu știm exact cum. Și eram interesată să văd ce se întâmplă și în restul țării, dacă se mai știe ceva. Mâine avem oricum Consiliu și vom primi alte informații după ce directorii vor avea o întâlnire la inspectorat. Cum vor intra elevii toți în săli? Că deocamdată s-au pus... Băncile s-au aranjat pentru jumătate dintre aceștia. Așa sunt puse în școală, în liceu. Și mai întreb ceva. Am văzut în ghid că se recomandă activitățile în aer liber, dar în ceea ce am primit de la minister, se spune că elevii vor sta numai în clasă, în bancă, aerisirea se face la mijlocul programului și pot merge doar la toaletă, deci nu se spune nimic de ieșit în curtea școlii. Pot eu să încerc să clarific? De fapt, nu e chiar un răspuns, dar să clarific contextul despre care discutăm. Deci, așa cum vă spuneam, diversitatea situației școlilor din România este atât de mare încât nici Moise, dacă ar fi vreodată manager sau ministru la Ministerul Educației, n-ar putea să dea, sau în fine, vreun personaj de ăsta mitic, n-ar putea să dea soluții pentru fiecare școală în parte. Deci, ideea este că, din punct de vedere al unei școli, Consiliul de Administrație, în raport cu scenariul cu pricina, ar trebui să găsească soluțiile tehnice prin care respectiva școală să poată să dea satisfacție în condițiile unui anumit scenariu. Vă atrag atenția că, dacă bine mi-aduc eu aminte, în raport cu normele din ordinul comun, pentru varianta scenariului verde, există și posibilitatea, deci practic e la latitudinea Consiliului de Administrație al școlii, să decide să intre totuși în scenariul galben. Doar intrarea în scenariul roșu este obligatorie la apariția unei stări epidemiologice, dar pentru situația în care e situația epidemiologică ar fi pe verde,
școala poate să decidă să intre totuși în clase cu galbeni și într-o variantă de asta hibridă, și asta este firesc, pentru că există școli. Există școli, termin acum, există școli care au spațiu suficient de mare încât să țină elevii la distanță suficient de mare și să meargă pe scenariu verde, și există școli care pur și simplu nu au infrastructura necesară și în pofida, știu, unor măsuri de ultimă oră, containere sau, mai știu, identificarea unor altor spații, tot nu pot să asigure. Deci, eu cred că nu este o problemă faptul că s-a spus suntem în scenariu verde, nu este o problemă pentru o școală să adopte totuși scenariu galben dacă contextul, infrastructura concretă dintr-o școală nu permite scenariul verde. Da, mulțumesc. Cred că majoritatea școlilor din orașele mari lucrează în două schimburi și nu au loc suficient în sălile de clasă. Uneori și în trei schimburi chiar. Da, da, și seara. Mulțumesc. Plăcere. Da, iar referitor la activitățile în aer liber, mă rog, recomandarea Ministerului, din câte țin eu minte, se referea doar la pauze și doar la anumite pauze. Dar dacă o întreagă activitate, de exemplu, nu știu, o anumită oră, chiar și de română poate să fie, sau de limbi străine, sau poate mai puțin cea de matematică, să zicem, care poate se ține ceva mai greu în aer liber, dar dacă există spații, în Timișoara, și am văzut și în alte orașe, că există spații destul de generoase în exterior, în apropierea școlii sau chiar în școală, în care se pot face într-un mediu destul de închis, adică de protejat, adică fără interferențe ale publicului sau ceva de genul acesta, activități destul de bune și multe școli au și pregătit chiar cu tablă și cu tot, adică la modul la care se poate să desfășoare complet ore întregi, dacă vremea permite, în exterior, deci în afară. Deci noi la acest lucru facem referire și îl recomandăm în ghid, mai mult decât, să zicem, poate la activitățile de pauză scurtă între ore. Dar toate acestea trebuie bine planificate, fiindcă așa cum și Mihai a spus la început, principalul lucru pe care vă rugăm să-l luați în considerare este planificarea. În condițiile acestea este foarte, foarte dificil să puteți să realizați, să zicem, orice activitate ați vrea să desfășurați sau vă propuneți să desfășurați fără o planificare. Întotdeauna va trebui să existe și o soluție de rezervă. Deci chiar dacă vă planificați să faceți o anumită situație, fiindcă nu se știe și dumneavoastră puteți să nu vă simțiți bine în acea zi și trebuie să aveți soluție de rezervă. Deci, în planurile noi acum discutăm mai mult cu managementul școlar în aceste seminarii și de aceea și discutăm din acest punct de vedere. Fiindcă în planurile pe care directorii sau conducerile școlilor, liceelor trebuie să le facă, sunt obligați să ceară și soluțiile de rezervă pentru absolut orice orar și pentru absolut orice persoană. Fiindcă poate să fie un cadru de didactic care să nu poată să fie prezent într-o zi la școală, a făcut febră chiar în dimineața aceea și el are activități didactice. Trebuie să existe o soluție de rezervă și asta trebuie prinsă în plan. Deci noi acest lucru încercăm să-l sugerăm și să-l discutăm astăzi cât mai mult, să vă dăm soluții, idei, propuneri de a putea face o planificare cât mai judicioasă a activităților pentru absolut toate structurile pe care le aveți în interiorul școlii. Sunt aici câteva întrebări, am să răspund la ele și după aceea am să mergem mai departe. Dacă, bineînțeles, dacă dorește cineva să mai intervină acum, poate la început, spunându-ne care sunt așteptările și problemele, chiar vă rugăm. Dacă pot, aș putea. Da, vă rog. Ana Maria Iacob, sunt de la Colegiul Național Ana Aslan și nu am funcție de decizie, dar am citit ghidul, însă, uite, chiar nu mi-am notat. Nu m-am gândit că am crezut că discutăm, punem întrebări pe ceea ce ne spuneți dumneavoastră și nu m-am gândit că vor fi puse în discuție. Atât ghidul dumneavoastră cât și recomandările de la minister sunt minunate dacă n-am lucrat cu copii. Acest trebuie, pe mine mă disperă. Ce putem face
cu elevii care vor fi mulți și care nu vor respecta aceste reguli și v-aș mai întreba dacă cunoașteți că în învățământul preuniversitar, cu toate că ar trebui ca elevul să fie supravegheat de profesor, sunt foarte multe ore care nu se țin din motive de boală sau așa mai departe, în care elevii stau singuri. Bun, trebuie. Dar cu cine faci lucrurile astea dacă oamenii au dreptul, nu? Sunt bolnavi, nu vin la școală. Corect. Exact acest lucru l-am și spus mai înainte, că este responsabilitatea Consiliului, cum ar veni, liceului sau școlii, să planifice soluții de rezervă împreună cu acel cadru didactic și cu celălalt de lângă, adică cu ceilalți profesori sau cu profesori suplinitori care pot să fie angajați, profesori voluntari care pot să fie pe o listă de așteptare. Acum, eu știu că chiar Inspectoratul Școlar Județean a dat această recomandare la toate întâlnirile cu directorii de la școlile din județul Timiș, că în planul să existe soluții de rezervă, în special pentru acest caz, când un cadru didactic nu vine. Acum, legat de faptul... Da, situația mai delicată, scuze pentru întrerupere, pentru că la ei, de fapt, angajările le face inspectoratul. Profesorii lucrează în cadrul unități școlare, dar, de fapt, angajarea o face inspectoratul. Și, din punctul ăsta de vedere, managementul resurselor umane e mai alambicat, așa. Adică ai un director și un consiliu de administrație, dar angajatorul este la nivel centralizat. Și sigur că, dar asta nu e o problemă de acum, adică cu părere de rău, asta e o problemă sistemică pe care nimeni nu o poate să o rezolve acum brusc într-o dată pentru că a apărut pandemia. Deci ea va trebui, în acest moment, ce a făcut pandemia și generalizez acum, a fost să scoată în evidență tarele sistemului. Deci, practic, arată slăbiciunea ale sistemului care au existat de foarte mult timp. E idealist să ne închipuim că dintr-o dată inspectoratele și respectiv ministeriul vor reuși, iluminate fiind de această perioadă de criză, vor reuși și vor soluționa problema instant. Eu personal nu am asemenea optimism, dar pe de altă parte, sub presiunea pe care pandemia o ridică, poate că ăsta este un moment potrivit pentru ca relațiile dintre managementul școlilor, inspectorate și minister să fie stabilite pe alte baze, astfel încât să poată să creeze niște condiții funcționale. Deci, îmi pare rău că nu pot să vă dau un răspuns concret la răspuns, dar la întrebarea dumneavoastră, dar, cum spuneam, problema resurselor umane în școli e o problemă veche. Da, de obicei... Poate să mai fie și cineva din inspectorat pe aici. Acum nu cred că este nimeni din inspectorat. Vinerea a fost chiar domnul inspector școlar general Marin Popescu de la județul Timiș. Am văzut că doamna Iacob îmi spune că acest trebuie să fără acoperire. Eu cred că la nivel de director are oarecare acoperire, fiindcă directorul este în contract clar de management cu inspectoratul școlar județean. Deci acolo este, să zicem, această acoperire a lui trebuie. Acum... Mai departe, este exact cum chiar astăzi am avut și în Politehnică o discuție, depinde și de responsabilizarea fiecărui cadru didactic și de regulamente, ceea ce am mai spus și într-un seminar vineri și iau exemplu poate din mediul universitar aici și știu ce au făcut alte licee, într-adevăr liceele cele mai mari, să zicem, de aici, au modificat regulamentele de ordine interioară în Consiliul de Administrație al liceului. Ceea ce vă se poate, este perfect legal, care a cuprins și situațiile de urgență, de pandemie, adaptate pe scenariu și care a permis, să zicem, chiar activități de genul acesta. Deci, într-adevăr, e de muncă în zona aceasta. Deci, că nimeni nu ți le va da de-a gata sau chiar dacă există niște modele, să zicem, sau idei sau scenarii, cum am făcut și noi, sau ghidi sau recomandări, ele trebuie adaptate fiecărui liceu și asumate de fiecare liceu sau școală în condițiile acestea. Da? Am văzut că mai sunt întrebări că dacă cadrele didactice sunt obligate prin lege să păzească în permanență elevii în cinta școlii. Nu știu să vă răspund la acest lucru. Nu cunosc legea. Dacă careva dintre colegii mei sau dintre colegii dumneavoastră de aici știe exact acest lucru, eu nu îl cunosc, deci îmi pare rău, dar chiar nu știu. Fiindcă vorbim de
oameni care nu sunt adulți și din cauza aceasta mă și abțin, nici nu știu să vă zic aici dacă există o lege care să reglementeze prezența elevilor la orele online. Există o hotărâre de guvern care reglementează și deja și în legea educației apare. S-a modificat la începutul lui august legea educației, care prevede inclusiv norme de calitate și obligativitatea realizării și activităților online, care sunt similare și considerate similare cu activitățile față în față. Deci asta a apărut deja în lege pentru absolut toate ciclurile educaționale, inclusiv la preșcolar a apărut acest lucru în lege. Dar care să reglementeze obligația păzirii elevilor, nu știu să vă spun așa ceva. Îmi cer scuze, dacă cineva știe, ok, eu chiar nu am întâlnit cu această situație până acum. Dacă sunt întrebări care au o dimensiune foarte tehnică, fie că vorbim de cea juridică, fie că vorbim de alte elemente care depășesc competența acestui grup în ansamblul lui, o să colectăm întrebările și practic o să ne adresăm ulterior celor care pot să dea un răspuns. Bun, mulțumesc foarte mult. Ne-am cam prins acum cam care, să zicem, ar fi poate problemele pe care dumneavoastră doriți să le ridicați și să le vedeți. Vom intra, să zicem așa, într-o oarecare sesiune de lucru pe care noi am gândit-o în trei etape, care sunt mai mult poate colaborative decât altfel, și am să încerc să vă dau și explicații. Mai întâi am să încerc să vă explic ce tip de certificat veți primi și, pentru că a fi mai simplu, am să vă dau un share screen la o scurtă imagine. Noi ne propunem pentru aceste seminarii și, de fapt, pentru toți cei care contribuie la activitate și la recomandări, la îmbunătățirea ghidului sau la, să zicem, exemple practice care vin în sprijinul comunității educaționale din România, să eliberăm ceea ce se numesc în limbajul de specialitate open badge, adică certificate digitale deschise. Acestea sunt niște certificate criptate care se primesc online pe adresa de e-mail. Ele sunt salvate și incorporate într-un site web de unde dumneavoastră puteți să le descărcați, să le distribuiți pe platforme și pe medii sociale, să vi le includeți în cărți de vizită, etc., dar și să le aveți într-un format tipărit. Cei care vor contribui cu resurse la acest ghid, la webinariile noastre, etc., vor primi un certificat digital de contributor. Cei care vor încerca să aducă, pe lângă, să zicem, partea de incorporare a planurilor de acțiune și de realizare a planurilor de acțiune, exact ceea ce noi ne propunem în acest webinar, să vă ajutăm să le realizați sau să le creați sau să găsiți modele pentru care puteți să le creați și să le realizați, vor primi un certificat de explorator. Iar cei care vor încerca și vor reuși să-și ajute colegii să creeze o comunitate în jurul lor prin care să distribuie informația, să vină în sprijinul celorlalți, vor fi cei care vor primi și certificatele de ambasador. Bineînțeles că va exista și un certificat simplu de participant la aceste webinarii, ca să spunem așa, de formare sau seminarii de formare. Fiindcă tot am vorbit despre recomandări, am să încerc să trec foarte repede în vedere, să prezint foarte pe scurt aceste recomandări care au fost realizate de o echipă destul de mare, link-urile și tot, eventual, Cătălin, dacă poți tu să pui link-urile către recomandări și către matrice în chat, dacă se poate. Mie mi-e foarte greu când fac share screen să mai fac acest lucru. Sigur, pun eu. Mulțumesc mult de tot, Cătălin. Deci, revenind, ghidul este sub licență de Creative Commons și poate cu această ocazie, pentru mulți dintre dumneavoastră, este o noutate acest tip de licență deschisă, liberă, care permite colectarea de informații cu posibilitatea de redistribuire și chiar și de modificare în cazul acestui ghid. Prima parte este o parte puțin mai generală de introducere,
dar ea foarte repede descrie efectiv care sunt componentele acestui plan de acțiune pe care dumneavoastră trebuie să-l realizați. Mă refer aici la colectivele de, din zona de management educațional împreună cu profesorii, părinții și elevii, fiindcă este ne vedem la realizarea planurilor de acțiune și a tuturor activităților ca o activitate tripartită, adică realizată complet în colaborare cu ceilalți actori din mediul educațional și ce anume trebuie să conțină fiecare parte din planul de acțiune. Tot așa, mai jos, veți putea regăsi câteva informații legate de recomandările privind managementul organizațional, adică pentru fiecare etapă, câteva dintre recomandări. Aceste recomandări, pe scurt, se regăsesc și în ceea ce noi numim matricea de realizare a scenariului și a organizării activității, dar într-un mod mult mai, să zicem, elaborat și mult mai bine scris, îl puteți găsi și în această zonă care este dedicată efectiv pas cu pas tuturor etapelor, pașilor, modalităților sau activităților pe care noi ne-am putut gândi că sunt utile și sunt necesare de a fi realizate în această perioadă de, să zicem, de stare de alertă, de urgență, de pandemie, în care educația nu poate fi realizată într-un regim clasic. După aceea aveți inclusiv informații legate de resursele IT, deci privind infrastructura IT, care sunt poate destul de tehnice, dar ele sunt, gândite în special și pentru administratorii IT din zonă, din liceu, etc. și care poate să permită să vă scrie efectiv ce anume și cum ar trebui realizat. După aceea aveți câteva dintre scenariile pentru stilul de predare în zonă hibrid. Aici vom mai avansa și vom mai introduce încă câteva elemente care ne-au fost solicitate de către Inspectoratul Școlar Județean și de către primăriile din județul Timiș și vor fi, bineînțeles, disponibile tuturor. Iar după aceea sunt recomandările privind predarea, deci tipurile de predare, tehnicile instrucționale pe care noi vi le recomandăm și câteva dintre acestea le vom și discuta probabil astăzi, cât și partea de instrucție și de realizarea competențelor tehnice. Mă duc destul de repede pe el, peste el, că este un document care este la dispoziția dumneavoastră și puteți să-l citiți. Vreau numai să fiu sigură că l-ați parcurs măcar pe scurt. Așa. După aceea, în afară de aceste referințe bibliografice, sunt foarte multe resurse. Cineva la un seminar de vineri spunea că asta este partea cea mai bună din ghid. Ne sperăm că toate sunt părți bune în ghid, dar într-adevăr sunt foarte multe link-uri cu resurse care se vor mai înmulți legate de posibilitățile și de ce informații, de unde puteți aveți informații, etc. Aici, la final, există două anexe, chiar trei anexe, de fapt. Este unul care este cel pentru un model de plan de școală legat mai ales și de învățământul preuniversitar, preșcolar, gimnazial și liceal, deci care cuprinde mai multe etape și care este un prim model pe care vi-l sugerăm. Dar de asemenea este ceea ce noi numim matricea, matricea scenariilor pentru începerea școlii, care conține într-un mod mult mai pe scurt cam toate elementele care sunt în ghid, inclusiv cu informațiile că acestea trebuie luate în considerare sau nu în diferitele scenarii. Recomandarea noastră a fost ca în planurile de acțiune să fie luate în considerare absolut toate aceste etape. Primul pas care este foarte util în realizarea acestui plan de acțiune este desemnarea sau atribuirea responsabilităților unei persoane sau unui grup de persoane care răspunde de acest management de, să zicem, situații de criză, deci în care trebuie să poată să fie constant informat și care să, împreună cu conducerea liceului, cu inspectoratul școlar județean, DSP, etc., să poată să ia cât mai multe decizii. Deci de aceea aici sunt, să zicem, mai mult anumite idei și structuri. După cum vedeți, ele sunt împărțite pe mai multe zone. Primul este un management organizațional care se referă și la
partea de aspect fizic, deci de spațiu fizic al școlii, deci nu doar la ceea ce este, să zicem, în spațiul complet virtual sau educațional al școlii, ci și existența lui, de la modul cum este asigurat accesul până la transportul și la informațiile privind transportul elevilor în planul de acțiune care este dat ca exemplu, veți vedea că conține inclusiv informații care sunt punctele de acces prin mijloace de transport în comun sau prin șosele și cu puncte de oprire și de parcare eventual în preajma școlii care este pus la dispoziție și care totdeauna planul de acțiune sunt documente publice sau quasi publice, fiindcă anumite informații ce sunt informații personale și acelea trebuie să fie ascunse. Urmate după aceea de o parte de comunicare și de informare, deci de realizarea unei instruiri ce se întâmplă în anumite situații într-o școală sau într-un liceu și după aceea de managementul predării și evaluării și de infrastructura IT și de resursele educaționale, cât și de competențele didactice digitale. În aceeași situație există o propunere de planificare a pauzelor și a activităților legate de orar, care ia în considerare, să zicem, niște scenarii, un scenariu hibrid în interiorul unei școli. Am avut de câteva ori întrebarea venită, ce facem dacă un profesor are mai multe ore și este intercalat orarul, cum intră de la o oră la alta? Foarte bine, nu va intra la 9:15 la cealaltă oră, va intra la 9:30 sau la 9:45 la următoarea oră. Deci are un timp mai lung chiar să-și tragă sufletul, să se dezinfecteze, să-și dezinfecteze obiectele pe care le folosește poate la ore, fiindcă profesorul se plimbă de la o clasă la alta. Nu trebuie să intre în pauza scurtă de 5-10 minute, cum de multe ori s-a spus că trebuie să plece între 5-10 minute și cu orar intercalat de la o clasă la alta. Nu, deci faptul că tu ai un oarecare timp de jumătate de oră, de 15 minute, este chiar binevenit și chiar indicat în această perioadă și în acest scenariu. Dacă sunt întrebări legate de ceva în această parte, în care am prezentat foarte pe scurt ghidul, și după aceea vom intra într-o zonă de lucru efectiv. Se poate, am văzut aici în chat, eventual poate să răspundă și dintre colegii mei și înscris între timp. Dacă în regulament se introduc noile norme sau datoriile velor, trebuie însoțite de eventuale sancțiuni. Da. Dacă se poate sancționa un elev prin lege sau prin regulament să participe la ora online dacă părintele spune că nu are un device corespunzător, de exemplu. Aici este dificil. Dacă există o declarație pe propria răspundere că nu are internet acasă sau așa ceva, nu cred că puteți să-l obligați decât dacă îi furnizați echipamentul. Pot să vă spun și din punctul de vedere al Universității Politehnica Timișoara, atât în perioada de urgență cât și după aceea, inclusiv noi am avut cazuri din acestea care ne-au spus că nu au internet, că nu au calculator, că nu au telefon, că nu au tabletă. Și Politehnica a cumpărat în acel moment, destul de repede, mai puțin de 2 săptămâni, tabletă, laptop și conexiune la internet și a fost transmisă prin poștă respectivului student. La nivelul de spre 50 de studenți, iar acum sunt achiziționate 300 de asemenea de laptop care vor fi distribuite. Știu că o să-mi ziceți că e altfel și că depinde de loc, primărie și etc. Știu. De aceea nu pot decât să vă dau un exemplu aici la acest lucru. Era încă o întrebare legată de dacă primăria pune la dispoziție microbuze școlare pentru profesori. Da, am mai auzit de această propunere. Cred că poate să fie bună, am mai auzit, nu mai știu unde, în ce localitate, inclusiv de propunerea ca primăria să pună la dispoziție un hotel în care să stea profesorii pe timpul în care predau, să predea eventual chiar modular. Inclusiv universitățile au luat în considerare acest lucru, ca profesorii să aibă minim contact public, inclusiv cu familia, și să predea disciplinele modular și ele să fie cazate într-un hotel sau într-un spațiu quasi închis, adică în care să existe o limitare doar de acces în interiorul acelor cadre didactice și
și, cum să zic, elevi. Da, deci cred că este o soluție care poate fi luată în considerare. Dintre colegii mei, dacă doriți să completați, chiar vă rog, sau dintre alții, dintre participanți, fiindcă aici colaborăm. Și referitor la pauze, nu mi-e clar ce întrebați aici. Nu este o întrebare, scuze. Da. În ghidul MEC am luat de acolo și noi la liceu deja nouă ni s-a comunicat, s-au împărțit 5 clase care câte 10 minute au o pauză. Este ghidul ministerului, oficial. Și în cele 50 de minute fiecare clasă va avea pe un etaj, va avea o pauză de 10 minute și va folosi o anumită toaletă. Așa este specificat. Da, cum menționa că la fel ca în cazul ghidului nostru, și ghidul ministerului cuprinde niște recomandări, deci nu sunt niște norme imperative. Dar apoi a apărut și un ordin al Ministerului Sănătății și Educației care reia o parte din aceste recomandări din ghid. Eu n-aș putea să vă contrazic, să vă contrazic pentru că nu le știu pe de rost, dar nu știu, n-am auzit de nicio reglementare care să vorbească despre durata pauzelor. Dimpotrivă, din câte știu eu, școlile au la latitudinea lor stabilirea duratei orelor și respectiv a pauzelor, tocmai pentru că configurația infrastructurii, poziția proceselor într-o școală, într-o clădire sau în două clădiri, sunt foarte diferite între ele. Deci, nu am auzit de nicio reglementare în care să spună de o manieră imperativă, pauza este de atât. Dar nu vreau să o contrazic. Dacă dumneavoastră știți asta... Dar la acest moment, acesta ar fi ghidul oficial. Dar asta vă spun că și ghidul oficial, la fel ca ghidul nostru, conține recomandări. Deci nu sunt obligatorii, nu norme imperativ obligatorii. Deci el spune, ar fi bine să... Dar în condițiile în care, pe de altă parte, vi s-a translatat și încă o dată... Și hotărât la noi. Procesul de descentralizare pe care Ministerul l-a inițiat prevede că eroii principali în decizia legată de administrarea școlii, în faza asta cu pandemia, revine școlii. Deci implicit Consiliul de Administrație. Noi am propus o lărgire cumva... implicare mai consistentă și a elevilor și a părinților, dar Consiliul de Administrație este cel care decide și lungimea pauzelor, și modul în care sunt poziționate orele, și lungimea orelor efective. Deci eu cel puțin așa știu. Da, așa știu și eu. Și ceea ce pot eu să mai spun doar în plus, este că recomandările din ghidul Ministerului Sănătății sau, de fapt, din hotărârea de guvern publicată cu recomandările Ministerului Sănătății prevede doar numărul de toalete la numărul de persoane și că același grup de persoane este indicat și acolo. Cred că eu am citit cu atenție că am poziție de management în universitate și de aici știu să acceseze doar anumită toaletă. Deci să nu existe, să zicem așa, posibilitatea ca ei să circule între etaje sau la alte toalete sau ceva, decât la acelea la care este indicat. Nu există niciunde, nu spune câte minute sau câte... Ai o recomandare numai și spune clar că fiecare școală stabilește orarul în funcție de nevoi, de clase, de grupele de vârstă, de profesorii la dispoziție, de toată infrastructura pe care o are. Nu pot să creez un model unic pentru toată lumea. Cine a luat-o ad literam, nu pot să zic nimica. Deci, una dintre soluții. Da, vă rog, și doamna Petrescu mai văd că mai dorește ceva. Vă rog, doamna Iacob. Nu, vă rog, doamna Iacob, spuneți. Doamna Iacob, vă rog. Ok. Da, asta voiam să spun și eu, că noi am studiat atent și, într-adevăr, sunt recomandări. Scria, de exemplu, în ghid să alternăm în scenariul galben două săptămâni cu două săptămâni. Noi alternăm câte o săptămână, deci facem altfel decât e în ghid. Important e să fie viabil, să meargă. Și da. Să fie funcțional pentru școala dumneavoastră, că aici contează. Doamna Petrescu mai avea mâna ridicată. Vă rog, doamna Petrescu.
de aici. Da, da, acum da. Am pornit într-un final. Nu, vreau să întreb în legătură cu orarul. Am văzut un material în care scriați, dar acum m-am lămurit că am link-ul și am descoperit sugestia legată de orar. Eu fiind responsabil cu orarul, mă doare. Nu știu cum o să facem planificările astea așa încrucișate cu elevii care ies, care nu ies. Deci am văzut o sugestie și am găsit-o. Deci aici, în documentele pe care ni le-ați dat în link. Nu văzusem unde se găsește acel document, dar m-am lămurit. Spuneți. Practic, acolo sunt două cazuri. Sugestii, da, da. Care țin de programarea asincronă a pauzelor. Ce trebuie să știți de la bun început este că niciuna dintre soluții nu este perfectă. Deci faptul că, pe de o parte, se diminuează riscul segmentând fluxurile. Deci atunci când faci pauzele asincrone, practic segmentezi fluxurile și creezi, scazi șansele de infectare. Dar pe de altă parte asta înseamnă că în permanență va fi un zoom Z perpetu, deci va fi o... Totalul clasă orelor la celelalte. Deci nici o soluție nu o să vă dea va da rezultate ideale. Deci va fi în ultima instanță o decizie pe care noastră în școală va trebui să vă asumați. Absolut, absolut. Mergeți mai multă protecție sau mai multă liniște pentru... Da. E rău și așa și așa. Sau nici așa nu-i bine și așa e rău. Da, da. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Da, bun. Am pus acum un link aici către o zonă de resurse și dacă îmi permiteți o să și începem atunci să vedem să mergem mult mai în profunzime cu să zicem, cu activitățile. O secundă. Ce am să vă rog, v-am pus o zonă comună de resurse. Este o zonă de resurse în care colegii de la celelalte webinare deja au încărcat resurse utile. Vă rog frumos, puteți să le folosiți. Dacă aveți alte resurse utile care credeți că le puteți distribui aici, poate că sunt unele care sunt mai mult pentru învățământul școlar sau sunt pentru spațiu fizic, etc. Vă rugăm să le puneți aici, tocmai pentru că în această zonă vor avea acces toți participanții la acest seminar și noi aceste resurse dorim să le putem include și în ghid, încât cât mai multă lume să poată să le acceseze. Dar vă rugăm foarte mult să nu le ștergeți de aici, deci aveți inclusiv resurse de cum să creați niște pași mai interesanți pentru copii, dacă aveți copii mai mici în școală, adică să știe fiecare copil unde să stea și unde este locul lui, care pot să fie puși în diferite situații. Aveți de asemenea niște resurse care se referă la instrucțiuni care pot să fie puse pe ușă și tot felul care sunt foarte bune făcute. Deci sunt destul de multe și chiar vă rugăm, cum am spus, să puteți să mai puneți și dumneavoastră alte resurse sau inclusiv orar, modele de orar, etc., care sunt realizate. Fiindcă cumva următoarea activitate se referă cumva la partea de și de infrastructură IT, foarte pe scurt am să spun acest lucru. Indiferent de modalitatea prin care realizați, să zicem, activitatea, chiar cred că într-un scenariu verde, noi vă recomandăm să aveți o infrastructură IT de management educațional. Acest management educațional înseamnă nu numai managementul resurselor, înseamnă și un management al orarului, deci un calendar online care să existe disponibil pentru toată lumea pentru orar și posibilitatea de comunicare, deci un element de comunicare care să vă permită să comunicați. Am să vă pun acum, numai o secundă, pentru asta trebuie să închid, link către acest spațiu fizic unde să putem să lucrăm împreună, cât să ne fie ceva mai ușor să putem să accesăm toate informațiile și să putem să lucrăm împreună în această zonă. O secundă, da?
îl pun în chat ca să-l puteți accesa cu toții dacă cumva vă intră. Am sesizat că la mulți dintre participanții din seminarul trecut le intra în zonă de full screen când eu făceam share de screen și automat ei nu mai puteau să vadă linkurile. Deci, din această cauză, vă pun aici linkul, primul link, deci nu linkul pe care l-a pus doamna Onia, îi mulțumesc pentru specificații, dar linkul de spațiu fizic. Da, care este un link care este dedicat modului de lucru în spațiu fizic și unde noi dorim să puteți să aveți cât mai multe informații etc. pe care să o puteți regăsi. Și acum am să vă dau share screen la el. Acesta este spațiul. În această idee, nu știu, puteți să-l vedeți, stați că cred că am făcut share screen cu totul altceva, îmi cer scuze, cred că n-am selectat corect. Îmi cer scuze, mai fac și eu erori la casă mare. De dimineață este al treilea webinar în care prezint și na, se mai întâmplă, îmi cer scuze pentru asta. În această zonă, fiindcă cele mai multe școli au mers pe varianta oferită de către Google, G Suite, Google Suite, Google Classroom, care permite și posibilitatea de e-mail și de comunicare, deci de Meet, de Google Meet, au și Google Chat și chiar o să vi le recomandăm pe acelea. Cum să zic, în condițiile acestea există acolo o unealtă care se numește Jamboard, care este ca o tablă albă în care poți să scrii, ca o tablă în care poți să scrii. Ce am să vă rog, am să vă prezint foarte pe scurt, vă rog tare mult să nu desenați chiar așa, numai ca să-l testați, fiindcă după cum ați văzut, se vede cu toată lumea. Eu am să mă duc acum pe ușor pe ecran așa. Butoanele de acces sunt aici, în partea stângă a ecranului. Da? Eu l-am împărțit în trei zone de lucru. Primul este așa un pix, să zicem așa, un creion de diferite culori chiar și de diferite grosimi cu care poți să tragi linie. Următorul este o radieră cu care se pot șterge, cum am să șterg eu acum această bucățică de linie de aici, da, care a mai rămas. Următoarea este cea care selectează elemente și vă permite să le mutați, cum mut eu acest text de informare care l-am pus aici, acum să vă scrieți fiecare ideile și informațiile sub formă de notițe, iar la final eventual puteți să scrieți numele și școala, nu e obligatoriu, dar mă rog, este ca să puteți să identificați că sunt ideile dumneavoastră. Aceste notițe se fac de la butonul 3, 4, pardon, din asta, unde puteți să selectați inclusiv culoarea acestor notițe. Urmează unul prin care puteți să aduceți imagini, prin care puteți să le aduceți și cu Ctrl-C, Ctrl-V, deci cu copy și paste direct în mijloc, cum am eu aici o imagine peste care vom lucra puțin mai încolo. După aceea aveți un cum să zic așa, un buton care vă ajută să desenați, dacă vreți să desenați anumite elemente, iar următorul este cel de text simplu, iar cel de laser vă ajută să puteți să indicați anumite zone, deci cum indic eu aici, ca să puteți să vă focalizați pe o anumită zonă și care nu rămâne în permanență pe ecran. Acest Jamboard este foarte util, cum îi zice, tuturor participanților și noi vi-l recomandăm să-l folosiți cu elevii. Fiindcă exact așa cum am spus, noi vă recomandăm cu utărie să aveți o platformă educațională de management educațional, chiar dacă nu veți face clasele online, chiar dacă nu veți avea activitățile în online. Să puteți să folosiți cât mai multe elemente într-un mediu virtual, fiindcă acestea rămân aici. Vă spun din experiența și a Politehnicii și a mea de 20 de ani, Politehnica din Timișoara din 2006 are o platformă educațională. Din 2012 ea a devenit obligatorie pentru absolut toată lumea, profesori, studenți, inclusiv pentru partea de secretariat,
Pentru noi, perioada din martie n-a însemnat decât că am mai ținut și orele care le țineam fizic, adică când ne vedeam cu elevii, cu studenții, pardon, în clasă, le-am ținut într-un mediu virtual. Și faptul că am avut materialele educaționale acolo, că au acces, a fost foarte util și că am putut să comunicăm cu ei. Este incredibil de util acest lucru, pentru că două elemente sunt foarte importante în orice perioadă și mai ales în perioadele de criză. Unul este comunicarea, să puteți să asigurați o comunicare continuă și eficientă cu toți participanții la actul educațional, de la colegii, profesori, direcțiune, știu și eu, chiar ISJ, elevi, părinți, etc. Și al doilea lucru, cel mai important, este să puteți să colaborați. Cel mai ușor acum este să colaborăm totuși în mediul virtual. Ce am să vă rog acum, fiecare dintre dumneavoastră, pe baza ceea ce am discutat în matrice, sau este prezent cât de cât în matrice, puteți să aveți și matricea deschisă, unde discutăm mai ales despre partea de organizare de spații înainte de intrarea elevilor în școală, de căile de acces, să vă puneți ideile sau cele mai mari dintre probleme. De exemplu, cum ați luat în considerare accesul și ieșirea în școală între diferitele școli? Cum aveți accesul? Puteți să vă deschideți microfonul și să și vorbiți sau să scrieți direct? Foarte bine. Eu le mai aranjez între timp pe cele care s-au scris. Le fac poate un pic mai mic ca să încapă cât mai multe. Deci că vorbim de intrare și de acces. Cum veți face accesul? Intervale orare decalat. Ok. Nu începe toată lumea la 8. Începe toată lumea de la 8 la 10. Sunt pe diferite module, etc. Altcineva. Ne-a mai dat niște indicații în ghici, în matrice. Putem să ne și referim la ele. Unul dintre ele este că... Da, vă rog. Așa, deschizi microfonul, vă rog să vorbiți. Pe intrări separate. Da, una dintre propuneri pe care noi o avem și pe care noi o recomandăm este că să se folosească utilizarea intrării profesorilor, de exemplu, sau ușa profesorilor, sunt cele intrare, ca altfel este, ușa profesorilor pentru intrare și cea a elevilor pentru ieșire. Da? Fiindcă cam toate școlile, din condițiile de securitate și de acces la incendiu, etc., au cel puțin două accese. Da? O altă indicație, o altă opinie. Cineva își deschisese microfonul, poate să vorbească între timp, dacă cumva, sau să scrie în chat, dacă vă este mai ușor așa și le copiez eu acolo. O altă propunere pe care noi o mai aveam încă, destul de clar, bineînțeles, în afară de cele de definire foarte clară a accesului între unde, de unde, până unde, adică căi un singur sens de mers, nu mai multe, definirea exactă de unde, cum să se intre, este ca intrarea elevilor să fie, sau așa, să fie cumva dirijată din stradă. Din stradă sau din punctele de parcare, în funcție de cum aveți definit. De parcare sau stații de acces. Este o altă recomandare pe care noi am mai făcut-o. Să încercați să vedeți încă de la bun început. Dacă școala are o singură intrare, care mă întreabă Oltea, o prietena mea, pot să fie decalate orele de intrare și de ieșire. Da, asta e o soluție. Mă mir totuși că școala a primit aviz de la incendiu cu singură cale de acces. Doamna Popa, vă rog, și dumneavoastră aveți mâna ridicată.
Da, mulțumesc. Sunt profesor la un colegiu din Deva. Sunt în comisia care urmează să scrie o procedură pe baza ghidului dat de minister. Suntem o școală, 3 clădiri dispuse în formă de U cu o singură intrare. Deci o poartă mare care dă într-o curte și sunt dispuse 3 clădiri. Cum putem face noi intrarea? Chiar vorbeam azi dimineață cu colegii din comisie, am început să scriem procedura cu pricina și ziceau, toată lumea va veni la aceeași oră. Dacă toată lumea vine la aceeași oră... Dacă sunt dintre colegii mei care vor să zică ceva, dacă nu, eu am să încerc să intervin foarte pe scurt. Dar ieșirea de urgență, doamnă, dacă aveți. La școală. Deci este o singură poartă care dă într-o curte mare și avem 3 clădiri dispuse în formă de U. La stradă este clădirea de liceu, în spate este clădirea de gimnaziu și între ele sunt laboratoarele. No. Și ieșire de urgență nu aveți în școală? Ieșire este singura poartă, în spate este un zid, adică în lateral e inspectoratul, e ISJ-ul. Poate e ciudat. Asta este configurația, haideți să vorbim de ceea ce spunea doamna. Deci, varianta cu o singură cale de acces presupune sine qua non segmentarea respectivei căi de acces pe două fluxuri. Deci, practic, jumătate va fi pentru intrat și jumătatea cealaltă pentru ieșit. Da? Cu o minimă departajare, o bandă pusă care să separe cele două fluxuri. Deci asta este, n-aveți încotro. Da. Din punctul meu de vedere, însă, unde aveți loc de manevră, este vis-a-vis de cât de intens este fluxul care vine. Deci varianta în care vine toată lumea deodată este clar că va da peste cap fluxurile la intrare. Deci... Am înțeles că doar grădinița care este în clădirea internatului din spate va avea o altă oră de începere a programului. Dar nu, asta vă spunea, este la latitudinea școlii exact. Să stabilească modul în care își planifică programul. Asta se referă atât la lungimea, durata orelor, durata pauzelor, sincronismul sau asincronismul orelor respectiv. Deci, practic, toate măsurile astea administrative sunt la îndemâna dumneavoastră. De voie, de nevoie, n-aveți, pe partea de infrastructură, n-aveți ce face. Aveți o singură intrare, asta este, v-am spus, o împărțiți în jumătate și o semnalizați aferent. Eventual, puneți cu niște stâlpișori mici. Da, deci pe lângă intrarea poartă, mai este o poartă mică, dar exact lângă, nu e folosită. Probabil că vor deschide, la un moment dat intrau profesorii pentru o perioadă scurtă de timp, am folosit-o. Dar nu avem pe o altă parte o ieșire sau ceva de genul ăsta. Atunci singura soluție sunt intervalele orare decalate și utilizarea tuturor. Și inclusiv în curte, desemnarea. De ce v-am și pus, colegul meu Cătălin a pus această poză, da? Care arată, mă rog, aici cu pași, cum s-ar face inclusiv traversarea străzii pe o singură direcție, într-un singur sens și celălalt sens invers. Ați văzut că sunt în multe orașe în Timișoara, sunt deja zone în care sunt pus acești pași, mai ales în preajma școlilor sau zonelor de acces mai mare, magazinelor, să zicem. Așa va trebui să faceți și în preajma școlii, și în interiorul școlii. Am înțeles. Mulțumesc. Din aceștia... Doar de o clarificare. Te rog, Cătălin. Spuneați că există o poartă mare la intrare, dar aceasta dă în curtea școlii? Da, da. În curte. Asta înseamnă că aveți o zonă de aglomerare spre curte. Apoi întrebarea este, în cele 3 clădiri, ați spus că aveți una pentru preșcolar? Preșcolarii deja au intrare separată, înțeleg. Dar sunt 3 corpuri de clădire. Corpul de clădire de la stradă este cel al liceului. Și câte intrări are? Sau câte căi de acces? Deci în liceu se intră în pe clădire. Poartă și se face stânga în intrarea de la clădire, în clădire, practic. Deci una singură și pe acea clădire. Da.
pentru elevi ca să meargă pe scări este o intrare, mai încolo este intrarea profesorilor. La noi s-au făcut niște modificări. Deci aveți două intrări totuși pe clădire. Problema de care menționați mai devreme era legată de intrarea în curtea școlii. În curtea școlii, da. În incintă este doar o poartă avem. Păi poarta respectivă presupun că este mai largă și atunci nu cred că se pune problema, mai ales că este în aer liber. Problema era mai degrabă legată de spațiile închise, de clădirile despre care vorbeați și având în vedere că aveți două intrări sau două căi de acces, că le puteți folosi ca pe model flux, pe o parte se intră, pe o altă parte se iese, sau fiecare dintre cele două puteți decide să fie intrare-ieșire separate prin demarcaje vizuale. Asta rămâne la decizia dumneavoastră în funcție de cât de mari sunt spațiile respective și în funcție de cum gândiți fluxurile de elevi. Pentru că zona aceea tampon poate fi exact cum se potrivește imaginea de mai devreme pe care am pozat-o în toamna anului trecut în Spania, în apropierea unei școli. Se poate realiza o zonă tampon chiar pe trotuar înainte de a intra în curtea școlii. Sau se poate realiza chiar după trecerea de poarta principală a unei zone, cum poate ați văzut la muzee, mai ales în muzeele foarte aglomerate, unde există un S, ca un fel de serpentină, și pe care s-o marcați, astfel încât înainte de triaj, elevii să poată să aibă o noțiune de distanță, atât în față de persoana din față, cât și din persoana laterală, în cazul în care faceți acea serpentină. Nu știu, vă ajută răspunsul? Da, oarecum. Eu acum încerc să văd dacă reușesc să vă trimit o poză cu colegiul de care vă spun, ca să vă faceți o idee, să înțelegeți cum stăm cu intrarea. O să caut o fotografie. Acum, da, ok. Deci, ca o sugestie generală, Diana, doar o secundă. Da. Ca o sugestie generală, recomand gândirea cu mai multe capete, pentru că soluțiile care pot să vină dintr-o sesiune foarte scurtă de brainstorming s-ar putea să fie mult mai bune decât ceea ce poate să gândească o singură persoană pentru o școală. Ceea ce cred că este un mare avantaj acum și ar trebui să profităm de acest lucru este că suntem 46 de persoane care putem să co-creăm și să venim cu idei mult mai bune decât ar putea să gândească Cătălin și Cor sau Diana Antone sau oricine din acest grup și să o pună într-un ghid. Acum ne avem unii pe ceilalți în acest call și cred că merită să ne folosim de experiența noastră fiecare în parte. Și chiar vă încurajez să veniți cu soluții, mai ales dacă în unele școli deja aveți câțiva pași făcuți în anumite privințe. Da, mulțumesc. Eu aș vrea să trag o concluzie. Deci pentru școala din care vin eu și pentru că ea e așa structurată, construită și este indicat să facem un decalaj, da? Să nu meargă toată lumea odată, să intre toți odată. Da, părerea mea este că da și să vă folosiți de spațiul din jurul școlii, în care să puteți să creați zone de tampon. Asta e valabil, de fapt, pentru absolut oricine care are spațiu mic în care chiar intrarea se face direct în școală. Să ne-ar permite să facem toate circuitele respective. Exact. Sunt foarte multe situații care pot să apară, dar ăsta e cel mai... Trebuie să luați în considerare, de aceea e bine să și comunicați cu cei mai mulți și de aceea și facem aceste sesiuni, dar și dumneavoastră încercați cu mai mulți, nu un singur om. Deci, nu, noi suntem mai mulți, dar întâlnirea asta văd că sunt eu. Colegii mei nu i-am regăsit aici. Nu e nimica, deci sunt colegi de peste tot. Da, mâine dimineață ne întâlnim. Mulțumesc mult! Foarte mult, cu mult drag. Apropo, un exemplu pentru cei care merg pe modelul hibrid, o variantă pe care am aflat-o de la un dascăl din Singapore este că ei folosesc în săptămânile impare sau pentru săptămânile impare vor merge la școală clasele impare, adică 1, 3, 5, 7, 9, iar în săptămânile pare merg clasele, dar cu totul, nu 15 elevi, ci întreaga clasă
merge la școală în săptămâna pare și atunci se poate limita numărul de elevi care ajung să creeze poate densități în școala dumneavoastră. Dar asta ține foarte mult de, și de alți factori, de exemplu dimensiunile claselor și modul în care reușiți să-i separați cu acea limită de un metru unii față de ceilalți. Și mai târziu am să vin și cu alte precizări legate de comportament sau conduită atât la cadrele didactice cât și la elevi, care s-ar putea să ajute să compenseze poate de multe ori lipsa de spațiu din clasă. Pot să intervii și acum, Cătălin, fiindcă doream să trecem la partea de clasă. Deci, mai întâi, haideți să vedem din ideile care deja s-au scris aici, locurile sunt fixe și stabilite în prealabil. Asta este clar, este poate una dintre reguli care trebuie să o aplicați pe toată durata. Eu, una dintre propuneri, inclusiv la partea de management educațional, este inclusiv stabilirea grupurilor. Deci, claselor care vin de la anumită oră să rămână aceiași. Grupurile și clasele care rămân pe același etaj din nou să fie aceiași, să nu se schimbe, indiferent ce se întâmplă, decât să zicem, poate una sau două dintre clase sau tot etajul intră în dezinsecție, în dezinfecție. În momentul acela pot să apară niște mici modificări. Da? Aici este programul săptămânal sau lunar pe module. Noi îl recomandăm săptămânal, pot să vă zic și din experiența universitară și preuniversitară, cât și din ceea ce fac, să zicem, alții în alte țări, au mers pe program săptămânal, fie pe o săptămână, fie pe două săptămâni. Una dintre întrebări, chiar, cred că nu știu în chat, am văzut că ce se întâmplă cu orele, cum pot fi modulate atunci când ele sunt 4 ore la o disciplină pe săptămână. Pot să fie câte două, în două zile la o zi diferență sau pot să fie inclusiv într-una dacă sunt activități în care se poate preta acest lucru. Depinde de tipul de activitate. Că, probabil dacă sunt ore de matematică, poate să fie mult și depinde de grupa de vârstă. Pentru un elev de liceu din an terminal, poate să nu fie chiar atât de rău să aibă 2 sau 3 ore de o anumită disciplină continuu, cu condiția, vă zic din nou, din experiența de educație, să zicem așa, la toate structurile, de a avea resursele educaționale și materialul în avans. Deci, una dintre condiții pentru ca învățământul modular să funcționeze, pe lângă planificarea foarte judicioasă, este ca pe lângă manual să existe o planificare a ceea ce se va întâmpla în fiecare lecție în avans, care să fie cunoscută de către elev. Iar elevul să aibă acces la notițe, rezumat, anumite informații sau să primească activități pentru acea lecție sau capitol care se va ține în avans, înainte de începerea acelei ore. Nu doar în ore el să afle că astăzi facem matrici la matematică sau facem regatul DAC, ceva de genul acesta. El trebuie să afle acest lucru în avans. Mai era o informație aici că cu cum se vor desfășura orele de info, laborator și idei. La noi, laboratoarele, una dintre propunerile care a existat în discuțiile și la INSEJ Timiș sunt ca orele și laboratoarele de informatică să fie desfășurate în online, cu activități date și cu prezentarea, așa cum vă prezint eu acum, de către cadrul didactic a activităților și cu realizarea în paralel a activităților de către copii. Și Google Classroom și alte unelte din Google permit și alte unelte online, chiar atunci când se învață C sau HTML sau Scratch sau alte elemente de programare care se învață în informatica algoritmică. Sunt foarte multe unelte online care permit inclusiv vizualizarea ce face fiecare elev în timp real, ce scrie, cum scrie cod și cum îl validează acel cod. Deci asta a fost una dintre recomandări. Cealaltă recomandare, dacă e obligatoriu să vină în sala de clasă, este că trebuie planificate ceva mai lejer orele, adică se poate face dezinfectarea mouse, tastatură, chiar ecran, mouse, tot în avans. Sunt șervețele dedicate cu alcool izopropilic, vă spun, nu sunt ieftine, fiindcă noi am cumpărat inclusiv sisteme de lămpi ultraviolete pentru ochelari, de exemplu, de realitate virtuală, care avem și pe care
pe acelea chiar studenții n-au de unde să-i folosească la ei acasă, sunt foarte puțini care au acces la asemenea echipamente sau la roboții mai mari pe care îi avem și care vor trebui, să zicem, curățate acele zone. S-au cumpărat un alcool special care poți să-l folosești pentru echipamentele IT, electrice, panouri de comandă, etc. și nu sunt ieftine și se cumpără sub formă de șervețele încât ele să poată să fie șterse după fiecare utilizator. Dar nu e o soluție ieftină. Cea mai ieftină este să le mutați complet în online. Sau să vină fiecare, bring your own device, deci să aducă fiecare dintre copii să vină la școală, dacă vin la școală, cu tableta și cu laptopul propriu și să facă activitățile de pe laptop și obiectul propriu. Dacă ora de informatică nu se poate programa încât să o poată face de acasă la altă oră. Bun, mai era aici o propunere, Cătălin, dacă vrei tu să mai adaugi ceva în clasă și după aia eventual discutăm și de așezarea în clasă. Legat de, văd că există o preocupare pentru laboratorul de informatică. Cred că laboratorul de informatică este, sau ora de informatică este prima dintre cele care se pretează să fie făcute în online, pentru că asta dezvoltă și abilitățile legate de comunicare online, de utilizare de tool-uri, mai ales pentru cei care fac TIC, de exemplu, iar pentru informatică, partea de învățarea unui limbaj sau de a face o programare și de lucru colaborativ în online este chiar binevenit. Este o competență pe care o dezvolți la fața locului, adică în proces. Da. Și mai mult decât atât, ca să dau un exemplu legat de tehnic, pentru că eu sunt inginer, lucrez într-o multinațională, la Nokia, în Timișoara, noi putem să lucrăm cu laptopul la sub braț de oriunde, chiar și dintr-o cafenea. Și acesta este un model nu de bună practică, este un model utilizat de foarte mulți oameni din zona IT, care face parte din viața noastră de zi cu zi și probabil că elevii se vor pregăti pentru așa ceva, așa că nu cred că e nevoie să ne gândim strict la un loc fix pentru această materie. Bun, experimente virtuale pentru fizică și chimie. Da, există niște link-uri și o să discutăm și despre resursele educaționale curând și mi-aduceți aminte dacă uit atunci, o să vă zic am punct de găsit despre ele. Am pus aici, de exemplu, o poză cu o amplasare dintr-o clasă din România care este destul de des utilizată. Această amplasare a fost folosită pentru examen de bacalaureat, de exemplu, și de acolo am această poză. Și ceea ce eu vreau să vă sugerez este stilul acesta de amplasare și am să mă duc destul de repede acum un piculeț peste ea pentru că s-a făcut destul de târziu. De exemplu, dacă calea de acces este de aici, cum este de obicei din dreptul tablei, trebuie să permiteți acest stil de acces, poate și cel dintre rânduri, bineînțeles, dar acest stil de acces, îngrămădirea meselor până sub geam, nu este una pe care nici DSP-ul și nici noi să o recomandăm, primul rând, pentru că trebuie să puteți să aerisiți cât se poate de des. Ideal este la fiecare jumătate de oră, conform normelor existente. Mă vom vedea când va veni frigul, să puteți aerisiți bine sala. Nu puteți să aerisiți dacă elevii sunt îngrămădiți până acolo, chiar dacă îi rugați pe ei să deschidă geam. De aceea este mult mai bine să le amplasați de acest tip. Așa puteți să permiteți și un flux. Normal, aici, pe parchet sau într-un mod, trebuie să existe o indicație de flux pentru elevi în această sală. Aici a fost făcut pentru bacalaureat, deci cum a intrat fiecare, nu s-a mai mișcat, ceea ce cred că e greu de presupus pentru elevi pentru rata 4-5 ore cât vor fi în școală, să zicem, mai ales elevii din an terminal care au și foarte multe activități. Și au mai existat foarte multe întrebări ce facem cu ei când îi scoatem la tablă înainte, în alte webinarii. Un exemplu este folosirea markerelor fie individuale, deci fiecare elev să vină cu markerele de o culoare sau două culori ale lui cu care să poată să scrie la tablă, sau folosirea unei tăvițe
unui vas cât se poate de mic, nu trebuie mare, care să aibă un șervet absorbant îndibat în spirit, în alcool sanitar și în care să fie puse markerele ca ele să se poată dezinfecta înainte de a fi folosit între mai mulți elevi sau chiar și cadrul didactic e bine să rămână cu markerul lui. De asemenea, în această zonă noi o numim o zonă tehnică aici în față, da? Care este o zonă în care cadrul didactic, indiferent de ce model educațional va exista, trebuie să poată să aibă un laptopul cu cameră video și un microfon, fiindcă puteți să luați în considerare aproape sigur că veți avea elevi care vor fi absenți, motivați, ca să zicem așa, de la activitățile fizice din clasă, chiar și într-un scenariu complet verde. Fiindcă au avut contact, au persoane, sunt poate ei, nu se simt bine, etc. Conform și legii, trebuie să le puteți asigura dreptul la educație, fiindcă această absentare acum poate să fie de 2 săptămâni minim, dacă este un contact și sunt în izolare sau în alte situații. Și atunci trebuie să puteți să le asigurați accesul la educație. Deci noi vă recomandăm să fiți tot timpul pregătiți pentru un învățământ hibrid, în care să predați din clasă și pentru elevii care sunt acasă, în care trebuie să poată să vadă sala, în primul rând, să zicem, pe dumneavoastră și tabla, ceea ce scrieți la tablă, și să existe poate și posibilitatea de a-și vedea colegii și de a putea auzi. Pentru aceasta vă recomandăm să folosiți acest tip de căști și microfoane. Vor exista poate și o completare și în ghid cu niște indicații, acolo scrie doar foarte scurt, acestea le recomandăm, fiindcă vă permite o oarecare libertate mai mare de mișcare decât o cască cu un microfon prin fir care este băgat la laptop, fiindcă folosirea la modul general cu, să zicem, cu fără microfon direcțional într-o clasă, nu că nu este recomandată, este aproape, pot să spun, interzisă, fiindcă nu se va mai auzi nimic, se va face și microfonie, etc., etc. Știți deja și dumneavoastră din experiența de până acum de predare. Deci de aceea vă recomandăm, a recomandat școlilor să cumpere aceste echipamente, cel puțin aici în Timiș, dacă nu, să vă puteți cumpăra fiecare dintre dumneavoastră cască cu microfon, fie prin fir, fie prin tehnologie wireless, Bluetooth, care să vă permită susținerea clasă, unei ore la clasă, chiar când nu sunteți, să zicem, cu toți elevii în clasă, că nu veți fi aproape sigur niciodată cu toți elevii în clasă. Fiindcă poți opteze și elevii să nu participe la anumite activități dacă au oarecare caz de boală, da? Asta este prima recomandare pe care o facem. Dacă mai treceți prin întrebări și corectați pe caietele elevilor, eu zic că nu. Una dintre recomandări care am avut-o și tot timpul este că, cum am zis la început, trebuie să aveți resursele educaționale create în avans și încărcate pe platforme educaționale, Google Classroom, Microsoft 365, unde sunt Microsoft Files, etc. Care dintre Drive, dacă asta este soluția pe care o folosiți, care este integrat Drive-ul în Google Classroom cu fișiere, și unde acolo le puneți și copiii, elevilor să-și încarce activitățile, temele, chiar dacă, să zicem, scrie cu cartel mâna, puteți să-i cereți să vă încarce o poză a acelei lecții și să o pună în online, în zona dedicată acelei lecții și acelei clase și dumneavoastră să o corectați efectiv online, cum aș corecta eu acum orice element și să dați informații. De ce este mult mai bine să o faceți online? Nu numai din cauza de virus, ci pentru că ea rămâne mult mai mult acolo, puteți să faceți referire mult mai des la ea, poate să fie vizualizată chiar și de un părinte dacă acesta primește acces la spațiul acela și este demonstrat că puteți să indicați mai multe informații, din care nu poți să scrii la fel, poți să-i dai indicații, uite, de asta ai învățat bine, e capitolul ăsta de acolo, sau să-i dați alte link-uri către alte lecții de unde să mai înveți, etc. Deci feedback-ul, răspunsul poate să fie mult mai elaborat decât într-un caiet. Acum, într-adevăr, la învățământul primar este poate diferit, dar acum ne vorbim mai mult de învățământul liceal. Există cuplaje la limbi străine. Am văzut această întrebare, nu pot să vă dau un răspuns la asta, trebuie să găsiți o soluție în clasă, în liceul la dumneavoastră, cu cuplaj de... Știu că a apărut aceasta, știu că am mai fost întrebați că
elevii țin, fiecare se împart în 3-4, fiindcă unii țin engleză, alții germană, alții franceză. Poate faceți activitățile cu ei în online, puneți din nou ca și orele de informatică, ca și multe alte ore care se pot desfășura mult mai ușor online. Elevii nu trebuie ținuți toate orele la școală. Orarul poate fi făcut mixt. Inclusiv recomandările și ghidul de la școală și în condițiile de verde vă permit acest lucru consiliilor de administrație și școlilor. Și puteți să mergeți pe un sistem mixt în această situație. Cum doriți dumneavoastră din nou aici? Deci, care credeți că vă este, să zicem așa, soluția cea mai bună pe care puteți să o urmați în toate aceste situații? Dacă sunt alte opinii care au mai fost sau întrebări pe aici legate de împărțirea în clasă, dacă nu mergem mai departe, ce mai avem? Ok? Spațiile comune, da. Deci aici, într-adevăr, cea mai des întâlnită problemă e cu balustrada, cu lifturile, dacă e cazul, și cu toaletele. Cred că în această zonă indicațiile Ministerului Sănătății sunt destul de clare și ele pot să fie definite bine. Într-adevăr, când există lipsă de toalete, nu aveți suficiente toalete, este nici măcar pentru, 15 copii odată, simultan, este foarte dificil să vă putem găsi noi acum o soluție și atunci singura soluție este să împărțiți cât mai decalat orele sau să creați în curte, dacă aveți posibilitatea, toalete ecologice, nu știu, sunt alte variante pe care le puteți găsi. Ce mai uitasem să menționăm poate aici la intrare și la acces și am menționat în alte părți, este obligativitatea personalului sanitar care ia temperatura, etc. Au fost foarte multe întrebări în altele, că nu există, și azi am văzut un studiu al Salvați Copii, care arăta că sunt sute de școli în România care nu au personal medical sanitar. În aceste situații puteți să vorbiți cu orice cabinet sau să realizați un contract de colaborare sau de voluntariat cu un cabinet medical din zonă, care să preia cu asistentă această funcție în școala dumneavoastră, cu studenți, cu rezidenți la medicină care sunt în zona dumneavoastră și care, când nu sunt în ture, pot să preia. Deci nu se există unul singur care să facă continuat. Să existe mai mulți care fiecare cu echipamentul corespunzător pe care dumneavoastră ca și școală trebuie să-l asigurați, să poată să asigure în flux continuu această termometrizare sau cu personalul de la școală sau, cum s-a mai zis, dacă aș indicații, profesori de biologie, de chimie, care sunt pregătiți de către DSP pentru această activitate și au înțeles cum trebuie să o realizeze. Mai erau aceste întrebări în avans și am mai vrut să menționez acest lucru. Am să închid acum ca să putem să trecem la următoarea etapă, cea legată de comunicare, și am să vă rog să vă uitați un pic în matrice la partea de comunicare, care noi o considerăm foarte importantă în această, să zicem așa, în acest plan de acțiune pe care îl gândim pentru dumneavoastră. V-am pus link-ul acum în zona de chat ca să puteți să deschideți un alt chatboard din acesta pentru comunicare. Dacă mai sunt ceva întrebări sau probleme, vă rog foarte mult să mi le comunicați sau să le deschideți microfonul sau să le scrieți, să ni le spuneți. Ați reușit să accesați, da, super.
Eu între timp scriu câteva elemente ca să meargă ceva mai repede. Ah, dacă aș reuși să facem copiez textele din urmă. Bun, haideți să începem. Văd că cineva tot scrie bună pe aici și bună seara. Haideți să mergem direct pe el și să vedem care ar fi elementele cele mai importante din comunicare. Părerea noastră este că cel mai important lucru pe care dumneavoastră trebuie să puteți să-l realizați în continuare în comunicare este că ea trebuie să fie continuă, colaborativă, adică să vă asigurați că toți actorii și elevii și etc. comunică cât mai mult cu dumneavoastră și etc. și cât mai des. Aici, iarăși, cineva aștepta. Bun. Dacă pot să mă ajut, Cătălin, să iei cele trei capitole, erau sus și nu mai sunt. Nu știu ce să fac eu dintr-o altă zonă. Nu am realizat-o înainte. Fiindcă primul pas pe care noi îl vedem e conform cu partea de informare pe care am făcut-o în ghid și în zona de, să zicem așa, de matrice, este să existe trei tipuri de comunicare. O comunicare generală, care este între diferitele, să zicem așa, elemente dintre dumneavoastră, cum ar veni ceilalți profesori, publicul larg, inspectoratul școlar județean, poate chiar primăria, spital, etc. Cătălin, dacă vrei să comunici ceva, fiindcă, da, mail-ul să-l copiez, asta vreau să te rog și eu pe tine. Și aici am să scriu ceva despre mailte. Cred că toată lumea așa deschis această fereastră. Văd că sunt destul de mulți oameni care se participă. Eu acum încerc să aduc părți care au dispărut de aici. Și să le integrez în... înapoi, încă nu mai sunt. Deci cel mai important lucru pe care noi îl vedem, așa cum am zis, este că această comunicare să fie în continuă, colaborativă și cât mai prietenoasă atât în zona de comunicare generală, cât și comunicarea în clasă, în școală sau între diverse zone. Cătălin aici a scris despre acest mail care trebuie dat și trebuie integrat. Dacă vrei să spui ceva mai mult, Cătălin, legat de aceasta? Da, cel puțin pentru județul Timiș, în momentul în care se identifică un caz de COVID în școală, se transmite urgent un e-mail către epidemiologia@dsptimis.ro cu subiectul e-mailului pozitiv din școala și dați numele școlii. Iar conținutul este legat de localitate, numele persoanei, fie elev sau cadrul didactic sau personal auxiliar, și apoi telefon, date de contact pentru persoana în cauză și ar fi bine să fie și o persoană de legătură pentru școala dumneavoastră, astfel încât să puteți păstra legătura cu DSP-ul cu privire la evoluția stării persoanei respective.
Așa cum spunea și Diana, comunicarea e una generală, putem să ne gândim la comunicarea legată de școală sau de partea academică, didactică, dar este și o comunicare, mai ales în perioada de urgență sau în cazul în care apar situații de urgență, în cazul în care poate trebuie trecut de la un scenariu la altul, atunci să vă gândiți cine trebuie să fie informat, pe ce căi și mai ales să vă puneți întrebarea, avem datele de contact ale acestora? Fie că sunt părinți, fie că sunt elevi, fie că sunt alte cadre didactice sau dacă aveți datele de contact ale instituțiilor cu care trebuie să colaborați. Ok. Am să fac acum share la această parte de comunicare. Văd că deja s-au și scris câteva idei aici și am să putem să discutăm pe baza ei. Cer scuze că a durat un pic mai mult să încerc să mai aduc dintre ideile care existau acolo și care nu au mai fost o variantă pusă. Deci, cum am zicea, despre această comunicare generală e foarte importantă să o aveți bine stabilită. Puteți să vă desfășurați ședințele cu părinții în mediul online, continuu, tot timpul, nu, și să fie poate mai des decât poate una la început și una la sfârșitul semestrului. Da? Să aveți informații și, cum a zis și Cătălin, foarte bine actualizate, nu numai telefonul unui părinte, ci și al elevului, poate a doi părinți sau altor rude încă cu care să puteți să comunicați, între dumneavoastră, profesor, cu liceele, cu DSP-ul, adică cu conducerea, etc. Da? Și văd că și comunicarea foarte importantă pe site-ul oficial al liceului și comunicarea aceasta, informațiile acestea care există, inclusiv planurile de acțiune, modul de lucru să fie public pe site-ul liceului este foarte important. Da? De asemenea, pentru, sunt ceva întrebări aici, că la orice activitate desfășurată online să se ceară o dovadă letrică, adică să semneze 40 de oameni procese verbale activități online, nu înțeleg. N-am înțeles chestiunea aceasta, așa că eventual, doamna Iacob, dacă vreți să-mi spuneți mai clar. Da. Deci noi am desfășurat consilii profesorale online, activități online și ne întâlnim la un consiliu profesoral, mă rog, într-o sală unde să zicem că e mai mult spațiu și semnăm din urmă 5 procese de verbale, 40 de oameni. Și atunci, asta spun, cum putem să păstrăm distanțarea sau mai știu ce, dacă noi semnăm procese verbale că trebuie să existe dovada scrisă. Deci în activitățile online, dovada ar trebui să fie inclusiv orarul, condica de prezență, ar fi normal să fie online, nu? Ca să fie dacă, cât mai simplu dacă și interacțional. Dacă liceul, școala dumneavoastră a modificat în regulamentul de ordine internă și în procedura metodologică de lucru în perioada aceasta a prevăzut acest lucru. Dacă nu, nu. Păi, evident noi și ca că politehnică... Nu, da? Păi, de asta zic, de e important să existe management educațional care să participe la întâlniri, să uite la ghid, scuze că zic așa direct, fiindcă atunci învață că aici, astea toate sunt elemente care trebuie să apară în regulament, în plan de acțiune care este aprobat odată de către Consiliul de Administrație și are valoare legală în interiorul acelei școli, care prevede inclusiv că condica de prezență este semnată online. De exemplu, noi fiindcă facem întâlnirile pe Zoom, pe Microsoft Teams, lista de prezență cu participanții, de-aia le cerem tuturor să fie scris numele, prenumele la toate întâlnirile, inclusiv la studenți, se salvează și aia e lista de prezență. Dar avem în metodologie acest lucru, trecut, încă din martie. Da, ok. Deci da, trebuie prevăzute în regulament toate chestiile astea. Păi asta e. Da. Deci, noi am avut condică online când nu aveam voie să intrăm în școală și acum tocmai ni se spune că n-are rost, că dacă tot mergem la școală, dar atunci normal că ne intersectăm 70 de oameni într-un spațiu. Trebuie să aveți un regulament și acum și pentru 2020-2021, așa ce vă zic cu tărie, trebuie, deci sarcina conducerii școlii, liceului să facă acest lucru a Consiliului de Administrație, să existe un regulament și pentru hibrid și pentru online. Deci este
Dacă da. Ceva prevede, să zicem, ordonanțele ca obligativitate, este că trebuie să existe acestea. În ce formă? Că ele sunt de o pagină și că sunt formale sau că sunt bine făcute și prevăd diverse situații conform cu noi încercăm să vă ajutăm acum, este din nou o chestiune care ține de modul de lucru al fiecărei școli și a managementului educațional din fiecare da. Școală. Păi asta e, nu există regulamente pentru activitatea online, dar mulțumesc. Da. Dar trebuie să existe, să știți. Nu-l putem face noi, noi putem doar să vă dăm, cum să zic, suport, informații, etc. Dar nu-l putem realiza noi, pentru că situațiile sunt diverse. Mulțumesc! Cu plăcere! Da, văd că cineva menționează că acest regulament ar fi trebuit făcut de minister. Doamna Anisie spunea că a fost unul care s-a încheiat odată cu încheierea anului școlar precedent, adică 31 august, și că urmează o hotărâre de guvern sau o ordonanță de urgență prin care să stabilească partea de funcționare online. Și probabil că de acolo fiecare școală își va updata ROFUIP-ul astfel încât să fie conform cu situația actuală. Pentru că ar trebui să luăm în calcul că acum suntem de fapt într-un punct de cotitură și că această situație nu este doar una temporară, ci s-ar putea să schimbe comportamente pe termen lung, astfel încât să gândim consilii profesorale în online nu doar pe perioadă pandemică sau în perioadă de criză, ci și în situații în care un profesor este într-o parte, unul este într-o altă parte, și ca să subliniez un aspect, și voi da din nou exemplul Singapore, ei au fiecare lecție ținută și în online, chiar și pentru un copil care poate este bolnav sau este plecat din localitate și nu poate participa la școală, el poate să se conecteze online, ei folosesc Microsoft Teams. Și toate lecțiile, în fiecare clasă, există cameră web și microfon, astfel încât el să poată să fie cumva prezent alături de colegii lui în actul educațional. Ceea ce nu are neapărat legătură cu această perioadă pandemică și acest lucru s-ar putea să fie benefic pentru noi în România, astfel încât să luăm în considerare că acei copii care au o răceală și stau acasă, nu vor avea neapărat absența trecută și nevoia să recupereze ora, ci ei să se poată conecta. Dar probabil că mai avem câțiva pași și la nivel de infrastructură și la nivel de jonglarea bugetului educației la nivel național, astfel încât să putem să ajungem acolo, plus două chestiuni. Una legată de atitudine sau cultură organizațională și una legată de competențe. Da, doamna Iacob, vă rog. Nu știu dacă aș mai putea să intervin. Nepotul meu e născut și studiază în Statele Unite și, într-adevăr, ei merg de mult timp pe sistemul acesta, dar fără să încarce în mod flagrant legislația, adică nu orele înregistrate cu copiii sunt în online, ci sunt alte înregistrări făcute de profesori. Și plătiți pentru chestia asta. Deci, profesorul lucrează cu elevii și postează materiale înregistrate care se referă la lecție și la partea de exerciții pentru elevii care nu au acces la studiu. Nu ne filmăm în condițiile în care este acest GDPR, în condițiile în care oricine poate să spună eu nu vreau să fiu înregistrat, ca să transmitem elevului. Asta e diferența. Da, noi vorbim, acestea sunt resursele educaționale de care vă spuneam, care inclusiv videourile cu dumneavoastră înregistrând și explicând anumite elemente chiar particulare. De exemplu, eu dădeam exemplu pentru matematică. Poți să faci nu pentru o lecție mare, ci să explici doar particular elementele care știi că sunt dificile, fiindcă faci acest lucru de foarte multă vreme, în principiu, cei mai mulți dintre noi. Știm exact care sunt elementele dificil de înțeles. Pe acelea le înregistrezi video, complet cu explicații, cum aș face eu acum cu partajare de ecran, doar cu mine ca și cadru didactic vizibil,
Astea se numesc resurse educaționale, care pot să fie video. Un coleg aici spunea despre lecții de fizică în flash, în laboratoare care sunt înregistrate și experimente în timp real din laborator și ele devin resurse educaționale accesibile tuturor și pe care le primesc și le văd tot timpul. O situație de rezervă când filmezi și vrei să transformi o anumită lecție, fiindcă ai 15 copii care nu sunt în sală. Este să nu filmați sala, doar pe dumneavoastră și tabla. Și în condițiile acelea nu încălcați niciun fel de GDPR, încât să puteți să le arătați acest lucru. Când se pun întrebări și se răspunde, oricum nu se prea aude întrebarea. Dumneavoastră va trebui să o repetați, fiindcă dumneavoastră sunteți lângă microfon sau aveți microfon de acest tip sau ceva de genul acesta, sau o simplă lavalieră. Chiar dacă e un microfon direcțional pe masă, el nu prinde ceea ce spune orice elev în clasă. Deci în acele situații sunteți pe o zonă, să zicem, aproape sigură, complet, de a putea transmite o școală online, de a o înregistra. Oricum, noi vă recomandăm să înregistrați toate întâlnirile care le veți face într-un model hibrid sau complet online și să-l transformați într-o resursă educațională pentru elevi. Noi am introdus acest lucru chiar și ca obligativitate în spațiul universitar, dar asta este din nou decizia metodologiei propusă de școală. Și acum, de exemplu, da, fiindcă vorbeam aici legat de asta, partea aceasta de comunicare din clasă este indicat să fie pe o platformă unică. Poate unul dintre secretele celor care au reușit în ultimele luni să-și desfășoare foarte bine activitățile au fost când au avut o platformă unică, pe școală. Cel puțin pe școală, în care au existat toate resursele la un loc, toți elevii la un loc, toți profesorii la un loc, inclusiv cu comunicare și cu resurse educaționale. Aici am scris că cele care sunt cele mai des utilizate, care există foarte multe instrucțiuni, tutoriale pentru ele, a făcut și Ministerul împreună cu TVR-ul pentru Google Suite și pentru Microsoft Office 365, pentru 365, pentru Microsoft, un pachetul de la Microsoft de clasa A care este pus la dispoziția tuturor școlilor, este opțiunea școlii, dar el este bine să fie unic. De ce? În primul rând, și nu încerca să foarte multă lume că ei vor altceva. Dacă aveți Moodle, dacă aveți o platformă integrată de tip open source, Moodle sau Tutor sau Adaptive, da, fiindcă sunt platforme open source, sunt integrate la dumneavoastră în școală sau cu ajutorul unei companii partenere, există, știu, licee foarte multe din România care funcționează pe Moodle. Da? Pentru că puteți să creați o comunitate prin care să colaborați, exact ceea ce spuneam, și să vă distribuiți resursele educaționale de la lecții, planuri de lecții, studii, video, resurse, ce ați găsit, chiar numai link-ul cu ce ați găsit și cu modalități de a avea activitățile. Este foarte important acest lucru. Încercați să nu mergeți neapărat pe resursele comerciale dacă aveți resurse open source, dar dacă nu le aveți în școală integrate, atunci mergeți pe aceste resurse, să zicem, comerciale care sunt puse gratuit acum la dispoziție, deoarece ele sunt suficient de sigure, au o protecție a securității și a confidențialității datelor destul de sigure. Creați-vă clasele dumneavoastră acolo, școala, clasa, cu copiii, cu părinții, cu toți profesorii, să puteți să comunicați, să colaborați. Ce vă recomand cu tărie, din nou, mai ales că am văzut și astăzi, încercați să ignorați adresele de e-mail cu Yahoo. Sunt foarte nesigure, nu sunt folositoare, nu vă mai ajută la nimic. Faceți-vă o altă adresă de e-mail, dacă nu primiți una de la școală, cu adresa școlii înglobată, chiar dacă ea este suportată în spate, este un sistem Google, un Gmail, da? Are adresa școlii sau dacă nu Gmail sau orice altceva, dar nu mai folosiți adresele cu Yahoo pentru că nu veți mai putea comunica corect și brășele de securitate sunt foarte mari. Faceți un forward automat, o redirecționare automată de pe adresa de pe Yahoo pe noua adresă, începe să scrieți doar de pe noua adresă și atunci veți putea încetul cu încetul să vă realizați acel transfer către noua adresă de e-mail, nu o ștergeți pe cealaltă ca să puteți să faceți redirecționare cât mai este cazul. Deci asta vă rugăm eu să faceți și să folosiți și sunt foarte multe platforme pe care puteți să faceți. Celălalt lucru pe care am să vreau să vă zic foarte pe scurt, că deja mai avem încă o parte destul de importantă pe care n-am discutat-o și s-a făcut ora 7, este partea de comunicare, de colaborare
care implică atât colaborarea între dumneavoastră în interiorul acelei școli, cât și pe discipline. Vă cunoașteți de la cursuri de metodică, de pregătire, de la, nu știu, casa corpului didactic, de la tot felul de tabere. Încercați să comunicați cu colegii de aceeași specialitate. Și ca să vă găsiți mai ușor soluții, fiindcă mai multe capete într-un brainstorming găsesc soluții mult mai repede și mult mai utile și mai practice, și pentru a vă ușura viața. Creați resurse educaționale care le faceți cu licențe libere sau aproape libere și le partajați și le distribuiți între dumneavoastră, fiindcă numai în mai mulți și în colaborare vă stă puterea. Și aici puteți să faceți. Știu că exista o competiție de multe ori în aceeași școală, între profesorii de la aceeași disciplină, dar acum nu este momentul ca această competiție să continue. Deci încercați să vă sprijiniți reciproc. O altă activitate pe care noi vă recomandăm este să creați grupuri de colaborare interdisciplinare, atât între profesori, cât și automat după aceea cu elevi sau cu biblioteci. Sunt bibliotecari care au pus la dispoziție foarte multe resurse într-un ghid de resurse educaționale pe care împreună cu două colege din Timișoara l-am scris pentru UNESCO la nivel internațional, l-am și tradus în limba română, îl găsiți. Am dat câteva exemple de la niște școli din Brașov, din Galați, care lucrează împreună cu bibliotecile sau lucrează într-o disciplină tehnologică cu o companie. Și unde împreună cu aceia care sunt din exteriorul școlii chiar au găsit posibilități și resurse educaționale pe care să le facă. Alte posibilități sunt crearea unor experimente, unor activități, ceea ce se numește project-based learning și group learning. Sunt foarte importante în această perioadă, iar educația digitală se bazează pe aceste concepte. Aici își poate vedea utilitatea și forța, să zicem, a educației digitale. Când gândiți activități educaționale colaborative, atât între mai multe discipline, cât și în interiorul acelei singurei discipline. Un exemplu care îl dau constant de ceva vreme. Aveți, să zicem, 8 capitole de predat într-un semestru la o anumită disciplină. Împărțiți clasa pe care o aveți în 8 grupe. Acele 8 grupe, fiecare dintre de elevi, fiecare trebuie să realizeze un subiect cu prezentare în detaliu, în profunzime și cu înțelegerea acelui subiect. Ei vă vor ține cea mai mare parte din clasă. Cu o prezentare și PowerPoint sau așa, mural, orice, nu contează. Faceți acest lucru pentru că cu siguranță vor învăța mai mult. Cu 3 condiții. Una, trebuie să prezinte în profunzime acel subiect cu informații corecte și din manual, și din afara manualului, cu resurse care să fie bine indicate, învățații să dea resursa de unde au luat acea informație. Și a doua este să puneți ca și notă, că așa aceasta va fi activitate notată, și ceea ce comentează colegii, încât colegii să fie obligați cumva prin această notare să fie atenți la prezentare, să comenteze la ea și să găsească informații suplimentare, care chiar dacă le caută atunci, în online să zicem, în acel moment, dacă clasa este în online, sau fizic, să caute și să găsească informații suplimentare și dați note pentru aceste informații suplimentare. Foarte multe cercetări la nivel mondial au demonstrat că acest tip de învățare, prin prezentare, știți și dumneavoastră, sunt taxonomiile de la Bloom, prezentând ajuns să înțelegi cel mai bine, demonstrează că 30-50% din materie este a înțeleasă în profunzime. Deci inclusiv abilitatea de a se reda și de a se face ceva în plus, ceea ce de multe ori este mult mai mult decât atunci când ea este activitate pasivă și se răspunde doar la lecții anumite elevi, etc., etc. Cum este sistemul mult de predare, mai ales într-un sistem, să zicem, mai clasic. De aceea, luați această posibilitate pe care educația digitală vă pune la dispoziție. Faptul că veți avea un Google Classroom unde copiii pot să-și pună în prezentările, să comenteze unii la alții, cum facem noi acum, de exemplu, să învețe colaborativ, le va stârni interesul și este fezabil pentru cele mai mici vârste deja. Recomandat chiar de la vârsta de 9 ani să faceți acest tip de activitate, chiar dacă vor veni și vor prezenta doar o poză care au făcut-o și au găsit-o de undeva. Nu contează. Important e ca ei să învețe colaborativ. Celălalt este interdisciplinar.
Sunt foarte multe resurse educaționale și fiindcă vorbeați și mă întrebați de unde sunt și în ghid găsiți, eu un link acolo către resursele educaționale pe site-ul celui, unde sunt 30 de pagini numai de link-uri către resurse educaționale, foarte multe și la nivel preuniversitar. Este Merlot, cea mai mare bază dată de resurse educaționale din lume. Sunt cursurile online masive, Khan Academy, care este pentru preuniversitar preferențial, dar și multe altele care sunt create. Este Digitaliada, este proiectul CRED, da, care sunt în limba română. Este didactic.ro și foarte multe altele. Sunt resursele educaționale deschise, create de către colegi în diferite proiecte și programe. Dacă le găsiți în engleză, în franceză sau în germană, creați activități colaborative cu profesorul de la specialitate, încât să faceți traducerea, poate să fie o traducere automată, adaptivă. Mergând pe Google, Google are un altă de translate care vă traduce automat. Având clipuri video pe YouTube, multe dintre ele pot să fie subtitrate automat. E o traducere aproximativă. Colaborați cu elevii și dați-le lor să înceapă să facă această traducere și după aceea transformați acea resursă educațională într-o resursă educațională pe care să o folosiți dumneavoastră în clasă sau cu mai mulți colegi, împărtășind-o din nou, încât să puteți să distribuiți această informație între mai mulți și să creați o resursă care să fie utilă și anul viitor, fiindcă ea rămâne acolo. Chiar dacă depuneți acum un efort mai mare în structurarea acestor lecții, în crearea acestor resurse educaționale, în mare parte ele rămân valabile și pentru activitățile din anii următori. N-ați muncit numai pentru câteva luni, cum i-am auzit pe foarte mulți spunând acest lucru. Da? Încercați să vă axați pe abilitățile pe care le puteți crea copiilor, inclusiv și de media digitală și nu numai într-o singură parte. Și cealaltă etapă pe care doream, dacă mai este cineva să comenteze aici la partea aceasta. Apropo, dacă... Da, te rog. Apropo, legat de ceea ce spui tu și de resursele educaționale deschise, cei din proiectul CRED chiar fac un call în momentul de față pentru angajarea, și subliniez angajarea, profesorilor în crearea de resurse educaționale deschise. Iar înscrierea se poate face pe educred.ro/red, resurse educaționale deschise. Am să pun link-ul și în chat pentru cei interesați să se implice și să contribuie la crearea bibliotecii, poate chiar la nivel național, cu astfel de resurse și să poată să dea o mână de ajutor la nivel național. Da, am pus acum un link, aștept un piculeț ca să puteți să-l deschideți în zona de chat, în care putem să discutăm despre resursele digitale și despre mai multe informații. Am să pun și acest link către Digital Cred, către... EduCred, da, ca și posibilitate de resurse și etc. Așa cum am spus, vă recomandăm o singură platformă unică pe școală, indiferent care este ea, da, că este Google Suite, una dintre platformele, să zicem, ceva mai cunoscute. Ea vă recomandăm să fie cu siguranță una singură pe școală. De asemenea, legat de infrastructura IT, sunt foarte multe informații în ghid. Vă recomandăm să vă uitați peste ele în ghid și să le luați în considerare de acolo, mai ales pentru că ele sunt multe și foarte utile și destul de în detaliu și le vom mai completa în zilele următoare. Ceea ce eu vă mai rog iarăși să luați în considerare pentru partea de utilizare a platformelor, cu foarte multă grijă, este partea de securitate, de confidențialitate a datelor, de aceea este bine să aveți un regulament online sau de lucru între aceste platforme și să vă realizați cât se poate de multe instrucțiuni sau tutoriale care există în cele mai multe cazuri, da?
dar trebuie să fie poate adaptate și asumate de către școală. Ele trebuie să facă parte din acel regulament despre care noi vorbeam înainte. Celelalte idei, vă rog frumos să le mai scrieți și dumneavoastră dacă aveți legate de această parte de informare și de resurse din zona de IT și resurse educaționale. Legat de IT, cineva la începutul acestui webinar menționa faptul că nu înțelege cele trei variante de clasă hibrid și cum se folosește partea tehnologică, adică acolo era precizat că este recomandat să fie două monitoare, un microfon și proiector. Dar haideți să le luăm pe rând, dacă avem un minut sau două să ne uităm peste ele. Poți să faci și tu screen share dacă vrei sau cum vrei să faci. Imediat, doar să ajung la material. Așa. O să încercăm să mergem un pic mai repede, că s-au făcut mult mai târziu decât le-am. Bine. Avem aici varianta numărul 1, se vede? Da. Așa. Un laptop mai mare, PC. Cătălin. Imediat. Așa. Varianta numărul 1, în cazul în care nu există o tabletă sau un proiector pe care să fie folosit la clasă, atunci profesorul poate să scrie direct pe tablă. Iar tabla trebuie să fie filmată și transmisă în online. În cazul în care laptopul are un ecran cu touchscreen, se pot folosi table direct în online și acolo se pretează utilizarea unei combinații de laptop cu proiector, iar ceea ce profesorul scrie direct pe laptop să fie proiectat și în același timp transmis acasă către elevi. Însă, dacă nu există această soluție și este nevoie să fie scrisă tabla, atunci tabla trebuie filmată. Se poate face o încercare cu camera laptopului, însă nu este recomandată pentru că nu are neapărat rezoluția și nici poziția potrivită ca să filmeze tabla. Însă într-o situație limită e mai bine să fie totuși filmată decât deloc. Și se poate folosi microfonul laptopului, deși varianta pe care o menționase Diana mai devreme cu acea cască pusă în ureche cu Bluetooth este mult mai eficientă pentru că se și aude mai bine și microfonul este la purtător, cum s-ar spune, și indiferent de poziția pe care o aveți la tablă, veți putea fi auzit și de clasă, dar și de cei de acasă. Varianta numărul 2, parte de laptop, un monitor în plus, pe care profesorul va vedea elevii conectați. Că este important să vedeți și cine este conectat și să vă puteți conecta cu ei și relaționa pe parcursul orei. Un retroproiector digital. Aceasta este o variantă pe care au testat-o cei de la Liceul Loga din Timișoara. Are o cameră web care citește ceea ce profesorul scrie pe o foaie albă de hârtie. Filmează efectiv textul de pe foaie. Acest text este pe de o parte preluat de camera respectivă și transmis pe perete prin intermediul unui proiector și în același timp semnalul digital este transmis în online către cei de acasă. Pentru aceste structuri, da, într-adevăr, este nevoie de suportul celor din IT, administratorului IT de școală sau profesorului de informatică și cu siguranță sunt resurse destul de costisitoare. Și așa cum probabil mulți sunt învățați, să apeleze la cele mai apropiate resurse, ori să vină profesorul cu ele, să le cumpere din banii proprii și nu mă jurați acum că fac afirmația asta, ori să se apeleze la părinți,
dar ceea ce sugerez și recomand să fie ca un exercițiu de bună practică de astăzi încolo este punerea presiunii pe autoritățile locale care au responsabilitatea să ofere resursa necesară unei buni desfășurări a actului didactic. Și este nevoie ca ei să prevadă în bugetele locale în permanență resurse pentru a dota școlile. Și vă încurajez să mergeți și să faceți presiuni la ușile primarilor și consiliilor locale astfel încât să ajute, dacă nu acum, în bugetul următor cu aceste resurse. Suntem conștienți că în această perioadă s-ar putea să se meargă cu resurse minimale. Pe de altă parte, am înțeles că la nivel de Timișoara se așteaptă, cel puțin de la primăria Timișoara, un set de câteva mii de microfoane și în jur de 800 de laptopuri cu care vor fi dotate școlile din Timișoara. La nivel de județ, acest lucru ține de fiecare primărie în parte. Pe același model pe care am mers în varianta 1 și varianta 2, la fel putem să mergem și pe varianta 3. Aici vorbeam despre o tabletă grafică pe care o puteți folosi pentru a scrie pe ea. E la fel ca în cazul de mai devreme când vorbeam de touchscreen-ul laptopului. Această tabletă grafică, pentru cei care cunoașteți Khan Academy, platforma Khan Academy, acolo au fost făcute mii de materiale didactice folosind o astfel de tabletă. Și atunci este nevoie, pe de o parte, ca profesorul să vadă ceea ce scrie, ca să aibă control, pentru că pe acea tabletă nu rămâne niciun fel de urmă, și pe de altă parte să poată fi la fel conectat cu cei de acasă. Nu știu dacă am fost suficient de clar. Dacă ceva nu a fost clar, vă rog să menționați acum. Da, eu ți-am închis screen share-ul ca să putem să vedem mai bine. Dacă dorește cineva să comenteze sau să introducă din nou. Pun imediat link-ul spre Khan Academy. Da, și am să vă pun un link din nou. Am mai pus și aici, și este și în ghid, dar îl mai pun și în zona de resurse, unde găsiți foarte multe resurse care vi le punem noi la dispoziție. Vreau să văd dacă toată lumea a văzut partea de informare din zona de resurse IT digitale, ca să vedem dacă putem să comentăm pe ele, să discutăm despre ele. V-am pus aici un link unde veți găsi foarte multe resurse care sunt compilate de către noi și să, chiar dacă sunt la nivel universitar, ele nu sunt doar pentru zona universitară, nici pe departe. Și tot așa am mai pus câte ceva în zona de informare. Haideți să fac un screen share între timp. Ca să... Cătălin, dacă vrei să mai adaugi ceva, ești liber. Să vedem ce informații sunt și să le mai discutăm foarte pe scurt. Deci, cum am tot zis, despre o platformă educațională unică cu instrucțiuni și cu tutoriale care există, ele pot să fie adaptate, dar obligatoriu trebuie să fie asumate de către școală într-un regulament, într-un ghid care să prevadă și ceva informații legate de securitate și de confidențialitate a datelor. Există foarte multe resurse digitale, cum am zis și înainte, cea mai important lucru este să identificați, să creați și să adaptați aceste resurse educaționale, fie că ele sunt deschise, adică sunt sub licență de Creative Commons și le puteți reutiliza, readapta, sau sunt doar resurse educaționale și aici poate vine rugămintea mea din mediul universitar și pentru gimnazial, dar mai ales pentru liceu de unde veniți dumneavoastră. Încercați, vă rugăm foarte frumos să învățați elevii că nu tot ceea ce este online poate fi luat și copiat, pentru că este sub copyright și prevede exact aceleași reguli ca și regulă de copyright.
face parte din minimul de cunoștințe de media digitală cu care elevii sunt obligați să părăsească deja și liceul și pe care și dumneavoastră la fiecare disciplină, mai ales în condițiile unei educații digitale sau spre educație digitală, trebuie să-l puteți împărtăși și întări prin exemplu personal și prin modul prin care le solicitați și le faceți observații atunci când realizează activitățile de proiect sau temele. Da? Puteți să faceți, cum am zis, foarte multe resurse, să le traduceți automat, să le adaptați, să le integrați dacă ele sunt resurse educaționale deschise. RED, asta înseamnă resurse educaționale deschise. Ele se pot găsi sau se pot face digitalizarea unor elemente și planuri și caiete care există. Cum am dat exemplu, să filmați un experiment în laborator sau altundeva, dacă nu găsiți acel experiment undeva făcut ca și o resursă educațională deschisă. Să încercați să le dați aceste experimente ca și activitate copiilor, elevilor, să fie realizată împreună cu continuu, da? Doar o secundă. Vreau să știu. Da sau nu? Oricine ai măcat de din cap. Ok, mulțumesc. Una dintre dezavantajele folosirii căștilor cu Bluetooth este că se descarcă bateria. Ale mele sunt folosite intensiv de dimineață. De aceea folosesc pe rând, când una, când cealaltă și pe cealaltă pun la încărcat, ca să am tot timpul una de rezervă gata pregătită, fiindcă căștile astea sunt destul de scumpe și n-am două perechi de căști ca să le pot ține una tot timpul la încărcat. De aceea folosesc doar una, dar este suficient, ați văzut că m-ați auzit destul de bine și cred că și acum se aude la fel de bine. Bun, revenim. Puteți să digitalizați chiar prin scanarea anumite elemente sau aveți cărți sau știu și eu ceva în clasă. Puteți să luați prin scanare bucăți dintr-o carte, dacă nu aveți acea carte în format digital, până la 5%, 3% dintr-o carte se poate digitaliza și se poate folosi sub format digital. Este permis prin lege chiar dacă cartea este sub formă de copie. Vorbind de competențe, vă rog să self-review, aveți în zona de resurse din ghid un link către o resursă foarte importantă din creată de către comunitatea europeană, care se referă mai ales la managementul educațional digital și care se referă la o școală întreagă, în care puteți să validați competența digitală a școlii, a elevilor și a profesorilor, inclusiv a părinților. Și în funcție de această validare sau și fără, aveți indicații de foarte multe tutoriale, de foarte multe locuri create de sute, chiar mii de școli din Europa, cu resurse și cu informații de unde puteți să vă inspirați, să le refolosiți, fiindcă aproape toate, 90% dintre ele, sunt resurse educaționale deschise, libere, deci pot să fie adaptate și utilizate. Sunt peste 50 de școli din România care sunt integrate deja în Self-EU, cu care puteți să colaborați. Nu știu dacă este cineva dintre dumneavoastră de aici, aparte din grupul Self-EU. Sunt foarte multe cursuri online, pe lângă cursurile create acum de CRED și de resursele create de CRED, care sunt zeci, deja sute. Sunt câteva mii create de către Digital Iada online. Sunt câteva mii de resurse și de competențe și de cursuri create de Coaliția de Educație Deschisă din România sau de resursele educaționale create de pentru platforma Moodle, care numai pot să luate și integrate de greu de către dumneavoastră. Da? Am mai pus aici că pentru cei care nu aveți tabletă și tot, o să vă pun un link pe site-ul UPT-ului la noi, în educație digitală din UPT. Există un exemplu și cu un model de cum se poate folosi telefonul mobil pe post de cameră atunci când nu aveți nimic și foarte simplu și foarte prietenos ca să scrieți pe hârtie și să se vadă. Am mai pus acest lucru ca și parte de infrastructură atunci când nu găsiți anumite elemente. Important este să colaborați între dumneavoastră, să comunicați, să folosiți un exemplu unic și foarte important să puteți tot timpul să aveți, cum să zic, să fiți pozitivi, să aveți încredere că puteți să faceți împreună lucrurile mult mai bune dacă colaborați și dacă veți comunica între dumneavoastră. Gândiți-vă că tot ceea ce facem noi acum aici cu dumneavoastră
este activitate pur voluntară, pe care o facem mai mulți oameni din mai multe părți. Același lucru puteți să-l faceți și dumneavoastră. Mergeți și răspundiți informațiile, comunicați în interiorul școlii dumneavoastră și cu restul, încât să nu mai aveți, să zicem, poate acea problemă, vă scuze, în care să nu aveți acces la resurse sau cineva din școală să le știe, să existe și restul nu. Pentru că le ținem pentru noi, că eu l-am aflat primul. Nu se mai poate așa. Iar în educația digitală, aceasta este condiția cheie și obligatorie. Să colaborați între dumneavoastră, să colaborați cu elevii, sunt, aveți foarte mulți elevi extraordinari, foarte buni. Puneți-i la treabă. Ei se vor simți și mai motivați. Atunci când comunicați cu ei, scoateți în evidență pe cei mai buni. Încercați să fiți cât se poate de pozitiv în mesajele pe care le transmiteți și le aveți. Dacă sunt întrebări, opinii, Cătălin sau oricine, acum știu că am depășit cu jumătate de oră timpul pe care noi am spus că îl veți avea, îl veți aloca, dar sper că am dat destul de multe informații și am încercat să vă răspundem la întrebări. Vă rugăm, întrebări, opinii, idei. V-am pierdut? Nu cred. Sper cel puțin. Suntem conștienți că pe umerii dumneavoastră este o mare, mare greutate, dar până la urma urmei cred că sunteți și acei lideri, atât pentru copii cât și pentru familiile acestora. Și cum spunea Diana mai devreme, legat de mesajele pozitive pe care să le transmiteți, până la urma urmei sunteți acei aducători de echilibru și de încredere că școala va începe în condiții bune. Iar așa cum vă spuneam la început, ceea ce merită să faceți este să vă concentrați pe modul în care comunicați și implicați elevii dintr-o postură de colaborare mai mult decât dintr-una autoritară, pentru că atunci aveți mult mai multe șanse să aveți parteneri în acest proces de învățare, mai ales că primele săptămâni ar trebui să vă concentrați mai mult pe dezvoltarea competențelor de bună conduită în școală. Și apoi, în momentul în care mintea este cumva luată de la probleme și ajungem la un automatism de funcționare, de păstrare a distanței, de spălat pe mâini, de igienizat, să vă îndreptați spre actul didactic, efectiv. Pentru că altfel sunt șanse mari ca stresul să domine și învățarea să nu se producă, ci pur și simplu să irosim timpul. Și atunci mai bine să... Asta este din nou o recomandare, că nu putem să vă spunem exact ce să faceți, să vă gândiți la cum puteți să creați un mediu în care oamenii să se simte confortabil, să aibă încredere și asta o puteți face dumneavoastră prin modul în care comunicați cu ceilalți și modul în care vă comportați cu ei, astfel încât să aduceți o stare de liniște, atât pentru colegii din cancelare, în cazul în care reușiți să vă întâlniți cu ei, cât și cu elevii din clasa și din școala dumneavoastră. Nu știu dacă putem să vă spunem mai mult decât mult succes și da, știm că aveți multe lucruri de făcut și nu știți de unde să le luați, dar cred că prin încercare, eroare, pentru că nimeni nu cred că va reuși să facă un plan perfect, ci adaptabil în funcție de cum veți vedea că începeți prima zi de școală, a doua zi de școală și să adaptați măsurile astfel încât să vă asigurați că în termen de câteva zile, o săptămână, două, reușiți să calibrați procesul și să treceți cu bine acest an școlar. Dacă mai sunt opinii sau întrebări pe care doriți să mi le adresați acum, vă rugăm. Chiar vă rog. Dacă nu, am să fac o scurtă recapitulare, să zicem așa. În primul rând, primul pas pe care trebuie să-l realizați, așa cum am spus, nu toți care sunteți aici veniți din partea de management educațional. Cei care veniți din partea de management educațional, vă rugăm, aprofundați cât mai mult din toate ghidurile și recomandările la care aveți acces, creați o comunitate, un grup de lucru care să cuprindă
mai multe persoane cu experiențe diverse, chiar dacă nu vă întâlniți fizic cu ei la școală, puteți să vă întâlniți online, așa cum ne vedem noi astăzi, și să încercați să lucrați împreună, fiindcă mai multe capete, mai multe minți, sigur găsesc soluțiile cele mai bune. Uitați-vă să veste zona de resurse pe care o aveți în ghid, pe care noi v-am pus-o și acum la dispoziție, și încercați, poate după acea matrice, să încercați să vă construiți un plan de acțiune. Este obligatoriu ca acest plan de acțiune cu orar și cu efectiv cu activitățile pe care să le faceți și aceste metodologii să existe. Vă spun din experiența mare, multă, din responsabilitatea a 10.000 de studenți pe care o am și a multor activități, atunci când le-am dat planul de acțiune foarte bine, de la bun început, nu numai acum, și înainte, a fost mult mai simplu pentru toată lumea să înțeleagă care le este rolul, ce trebuie să facă și cum să acționeze. Nu le pot prevedea perfect. N-ai cum. Ele se adaptează din mers. Ele sunt documente perfectibile în permanență. Și se pot modifica uneori chiar de la o săptămână la alta și aceste modificări trebuie din nou aduse la cunoștință. Și aici vorbim de comunicare. Stabiliți canale de comunicare corecte, juste și continue cu toți actorii mediului educațional, elevi, părinți, profesorii între ei, dumneavoastră liceele, cu inspectoratul școlar județean, între dumneavoastră. Universitățile s-au ajutat foarte mult în prima perioadă. Noi am fost poate un etalon, am ținut webinarii, training-uri pentru toate universitățile, tinge pentru universitățile din România, din Timișoara, le-am integrat, le-am dat resurse, am partajat ghiduri, metodologii, regulamente. Când avem autonomie, noi am creat absolut totul de la zero pentru acea perioadă. Nu ne-a dat nimeni nimic. Și le-am discutat între noi, le-am partajat cei care au făcut primii și ceilalți și le-au adaptat și le-au reutilizat. Așa trebuie să putem să funcționăm împreună și pe viitor. E o lecție care ne va ajuta pe noi toți să putem să colaborăm mai bine. Încercați să vă uitați cum vă organizați spațiul fizic, cum vă realizați partea de comunicare și managementul educațional. Atât din punct de vedere al resurselor, cât și al structurării lecțiilor, cât și a planului chiar de lecție și de colaborare între profesorii de română cu cei de la istorie. Vă dăm exemplu, învățăm regatul dat, de ce să nu învățăm și geografia din jurul Sarmisegetuze? Fauna din jurul Sarmisegetuze? Modul strategic în care s-a folosit ceva? Democrația din acea perioadă, dacă a existat sau nu? Activitatea civică? Sunt foarte multe elemente care pot să fie întrepătrunse între mai multe discipline și care, colaborând împreună, făcând proiecte cu elevii, se le poate învăța mult mai bine și poate cu mult mai mult succes, mai ales în această perioadă. Mai ales că, după cum ați văzut, inclusiv Ministerul schimbă acum modul de evaluare și la examenul de evaluare națională și inclusiv pentru bacalaureat, să nu se mai bazeze atât de mult doar pe reproducere, doar pe învățarea unor texte, a unor comentarii, cât mai mult pe ceea ce pot ei să facă și ca și aplicativ. Și nu uitați, noi facem webinarii, miercuri vom avea un nou webinar general de informare în care va participa inspectoratul școlar județean, probabil și dintre primării. Încercăm aici, în Timișoara, să facem cât mai multe lucruri. Pentru mediul universitar ne facem altele, acestea sunt pentru dumneavoastră. Am promis că începând cu începutul septembrie, acum va fi ceva mai târziu, probabil fiindcă am fost foarte ocupat împreună cu 3 sau 4 dintre colegii mei din spațiul universitar și cu câteva din mediul preuniversitar, să realizăm 2 cursuri gratuite, complete, integrate, unul dedicat tehnicilor acestora de educație digitală și unul resurselor educaționale deschise și cursurilor online, unde le puteți găsi, cum le puteți evalua calitatea și cum puteți să le integrați direct în disciplinele dumneavoastră. Vă vom informa de ele, dacă, așa cum vi s-a cerut în formularul de înregistrare, le veți putea adopta pentru acest lucru. Veți primi informațiile prin e-mail, uitați-vă și în spam, că s-ar putea să ajungă și acolo mail-ul de la noi, atât cu această înregistrare, cât și cu toate resursele pe care noi le-am pus acum la dispoziție și vi le-am arătat. Vă dorim mult succes, multă sănătate, fiți pozitivi și sănătoși. Eu vă mulțumesc. O seară bună! Seară bună! Seară bună! Mulțumim!